Bună seara, hai să începem. O să vorbim și de alea, că îmi dau seama că sunt importante pentru voi. Dar, ca un început, și vreau să înțelegeți foarte clar treaba asta, dacă nu te apără Dumnezeu, nu o să te apere niciodată singur. Adică, cel mai bine, apropo de protecție, este să intri sub umbrela lui Dumnezeu. De ce? Pentru că orice atac, orice formă de magie, are un moment în care e făcută, nu? Perfect. Dumnezeu știe dinainte. Și dacă Dumnezeu știe dinainte, El poate să găsească și antidotul. Și atunci, ăsta e momentul în care ai momentul de magie. Corect, dar ea a fost făcută înainte. Că de obicei, magia nu se întâmplă foarte rar un atac, ci se întâmplă acum și se manifestă acum. Dar chiar dacă se întâmplă acum și se manifestă acum, Dumnezeu l-a prevăzut pe ăsta din atemporal cu mult înainte. Și atunci, arta nu este să înveți să te protejezi acum. Arta este să fii sub Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să-ți găsească modalitatea de protecție, astfel încât când se întâmplă atacul, tu să știi ce să faci. Dacă tu ești în momentul atacului și nu știi ce să faci, înseamnă că nu erai sub umbrela lui Dumnezeu când s-a întâmplat atacul. Am fost clar? Bun. Așa că marea majoritate a oamenilor care au probleme de magie sau de atacuri psihi, au problema că în realitate erau vulnerabili. Și atunci, la distezie, există un parametru care se cheamă protecția divină. Pentru că dacă protecția divină ta e bună, atunci Dumnezeu are grijă chiar ca în momentul în care să-ți găsească antidotul. Asta ce înseamnă? Că în momentul atacului există deja apărarea. Fie că e tine, fie că prin alții. Adică și mie mi s-a întâmplat să întâlnesc oameni care în momentul respectiv aveau atacul. Exemplu. Am primit cadou de ziua mea să zbor cu un avion. Un avion de acrobație. Și pilotul, fără să știe, a murit, da? Acum. Pilotul, fără să știe, avea magie. Avea magie de la o babă pentru că zbura deasupra ăsta și o deranjau pe babă. Ați înțeles? Când m-am dus, evident că să mor cu el în avion și am dat peste Îngerul Morții, să mă gândesc. Bă, e pentru mine? Nu. E pentru el? Da. Ok. Pot să îl îndepărtez? Da. Și atunci m-am dat liniștit. Ați înțeles? Dar el avea magia făcută. Și după un an jumate a căzut drăguțul cu avionul. Nu, foarte simpatic. Singura era că avea pasiunea să zboare cu avion. Era pilot de acrobație. Foarte bun. Dar deranja o babă dintr-un sat unde trecea cu avion. Adică ca să înțelegi că se poate întâmpla oricând. Și eu am o problemă din cauza mașinii mele, care e foarte zgomotoasă. Și fiind zgomotoasă, o deranja pe o vecină. Și s-a gândit ea să facă diverse. Așa că poți să întâlnești la tot pasul niște chestii fără să vrei. Numai că eu aveam antidotul pentru ea. Bun. Deci există protecția divină. Dar vreau să încep mai întâi cu ceva. Ca să înțelegeți. Vouă vi se oferă foarte multe șanse și nu vă dați seama. Să învățați, să faceți cursul, să învățați protecție. Dar nu faceți. De ce? Vă luați cu știți aia. Că munceți prea mult, că n-am timp, că sunt alte lucruri mai importante. Dumnezeu v-a dat antidotul. Dar tu nu l-ai luat la timpul care trebuia. Adică ai avut posibilitatea să faci cursuri, ai avut posibilitatea să înveți protecție, dar în realitate n-ai făcut-o și ai ajuns în momentul în care se întâmplă magia și te afectează. Hai să luăm un om simplu de la țară. Un om simplu de la țară nu știe nimic despre magie, dar el are un pop în sat. Da?
Bun. Popaia învață. Bă, veniți la slujbă, veniți la masuri, veniți la dezlegări, închinați-vă, țineți post. Alea, alea. Corect? Păi, scuză-mă, dacă vine cineva la mine și are 99 de legături pe el, înseamnă că nu s-a închinat niciodată. Că dacă se închina de 99 de ori, nu mai avea legăturile alea. Înțelegeți? Adică înseamnă că ori nu știi să te închini, ori nu te-ai închinat niciodată. Și ambele sunt... Voi ar fi trebuit să știți să vă închinați. Că sunteți creștini toți. Și atunci, dacă veniți la mine cu 99 de legături, ce înseamnă? Că de fapt nu ați înțeles și nu știți nimic despre creștinism. Corect? Dacă veniți la mine și auziți de alea legături masonice cu 33, cu 66. Da, dacă îți faci crucea, să zicem, doar pe inimă, nu o faci toată. Nu se dezleagă la 33 de legături de pe inimă. Înțelegeți ce simplu e? În realitate, voi ați primit antidoturi. Dacă ții post, nu se curăță. Dacă te rogi, nu se curăță. Te-a legat popa. Bun, te legat popa. Bă, dacă tu ai obișnuința să citești psaltirea, chiar dacă citește popa 9 catisme și te leagă, să zicem, cu 99 de cruci, dacă faci astăzi 3, mâine 3, poimine 3, mai ești legat. Nu. Deci toți ați avut șansa unui antidot pentru orice tip de magie. Numai că niciunul nu știți nici măcar bazele creștinismului. Corect? Ai magie. Bă, ți-i o zi de post negru pe săptămână. Lunea, vinerea, când vrei tu. Păi dacă ți-i azi o zi de post negru, săptămâna viitoare o zi de post negru, săptămâna aia la o zi de post negru. Nu se duce și mamă magie. Aprinde-ți lumânări. Știi câte lumânări îți trebuie ca să dezlegi orice tip de magie? Câte lumânări îți trebuie? Una. Bine, tu știi de la mine. Una. Una. Una singură. Eu mă uitam la bunica când eram mic. Bunica a fost socotită cea mai mare vrăjitoare. Pentru că, în realitate, avea vrăjitoare în jur și toate au încercat să-i facă diverse. Dar bunica mea nu știa decât să citească psaltirea și să ducă să dea liturghii la și pomelice la mănăstire la Bistița, lângă Piatra Neamț. Dar de ce au considerat cea mai mare vrăjitoare? Că n-am putut să-i facă nimic și a ajuns și a murit la 90 ceva de ani. Dar post, pâine și apă știa și când se ruga bunica, că mă mai trezeam noaptea. Și când avea probleme, o vedeam că se pune în genunchi în pat. Avea o, cum se cheamă, studio, comod, nu mai știu, de aia cu ladă, da? Pe lada aia își punea o farfurie. Țineți minte că nu vă povestesc degeaba, da? Și înfingea, că așa ziceam, înfingea în farfurie o lumânare de aia de ceară. Și citea toată psaltirea noaptea. Toată. Hello. Așa e ușor, am probleme. Citește toată psaltirea. Și eu întrebam, dar nu te deranjează racii? Și făcea, bă, cam tropă în pod, da? Dar nie nu ni frică. Dar nie nu ni frică. Bun, hai să o luăm sistematic, că mie îmi place să fiu sistematic. În tot ce înseamnă practică psi, există niște lucruri care sunt importante. Și una este cunoașterea și puterea. Deși puterea rezidă și din cunoaștere. Da? Cunoașterea îți dă putere. Numai că există cunoașterea. Știe. Mai îmi place când de ceva zic, n-ați integrat nimic. Îmi spun că tu nu e om. Zice, cum? Că am studiat. Da, ai citit. Și eu le spun, dacă citești despre sex, înseamnă că știi să faci sex? Da? Știți cum e cu teoria ca teoria, dar practica ne omoară? Așa e și în partea spirituală. Faptul că citești despre creștinism nu te face creștin. Faptul că citești despre yoga nu te face yogin. Faptul că citești nu te face practicant.
Dacă văd un film cu Bruce Lee, nu mă face mai sus de arte marțială. Și asta ce înseamnă? Că cel mai mult și cel mai, adică cel mai important lucru în tot ce înseamnă dezvoltare spirituală, psihic, ce vreți voi, este practica. În yoga se spune 5 minute de asane valorează mai mult decât nu știu câte zile de teorie. N-am făcut yoga, dar știu, mi-a plăcut principiul. Deci cunoașterea și puterea. Da? Am două chestii. Iar puterea este și ea de două tipuri. Pe lumină, lumină și întuneric. Și să mă întrebați, cred că pentru toată lumea e conștient de ce pe lumină, corect? Dar mă întrebați de ce pe întuneric. Bă, trebuie să spun și despre întuneric, pentru că am observat la maestrii mei. Maestrii mei, maestrii Reiki și pe alte sisteme, sunt varză cu energia vitală. Energia vitală este energia vieții. Nu există corp sănătos fără să aibă în el și întuneric. Păi dacă tu crești foarte mult lumina, ce se întâmplă în corpul tău? Dacă crești lumina, crești lumina și ai 99% lumină și 1% întuneric, crezi că ești sănătos? Nu! Corpul se distruge pentru că el are nevoie ca bază și de întuneric. Și atunci voi vă creșteți foarte mult lumina. Inițieri, îngeri, ghizi, lumină, DH, EBF. Păi și cu partea asta ce faceți? Și după aia vă mirați că sunteți văzduhiști. Sunteți văzduhiști pentru că v-ați dezvoltat doar lumină. Eu tot zic, da, bat șaua să priceapă iapă. Dar acum o să vă spun. Păi de ce credeți că fac eu sport? Că-mi place să fiu fit. Nu. Ci pentru că dacă mă duc foarte mult pe lumină, la Părintele Argat am observat treaba asta. La un moment dat, Părintele Argat vrea să deschidă un capac. Un capac de borcan. Nu era un borcan care să fie închis ermetic sau mai știu. Un capac. Bă, și nu putea. Și îl dă unei fete de lângă așa, stă-l ia și îl desurvează. Ce pui mei. Păi dacă citea tot timpul Molifel, ce se întâmplă cu întunericul ăla din el? La revedere, drum bun. Și nu mai ai ciu greu. Ciu greu e cel care dă tonus. Ce se întâmplă cu un organ dacă nu are tonus? Cade. Și atunci am nevoie și de întuneric. Am o întrebare. Ce faceți voi pentru întuneric? Sport nu, sex nu, împământare nu, nică. Și mai e o chestie, dacă n-ai destul de întâlnări, știi ce se întâmplă? Divica Jesus, miel. Adică pierzi agresivitatea, pierzi dorința de a trăi, pierzi. Adică exact, ați văzut vreodată un animal care nu are tonus față de unul care are tonus? Sau, mă rog, ca medic vezi întotdeauna. Și mai ales bolnavi. Păi o să fie așa, că ziceam, făceam mișto, e ca echipa națională a României pe teren. Gri. E puterea în planul fizic nu e dată de lumină. E dată de întuneric. Nu asimilați întunericul cu demonii. În întuneric există îngeri de prag, există îngeri ai Dumnezeu, există îngeri de întuneric. Îngerii ăștia sunt buni și vin către Dumnezeu. Dar e yin yang. Ai nevoie și de întuneric. Exact. Nu zic, în terapie e foarte bine să am lumină. Păi da, dacă ai un om care e bolnav, credeți că e vital, are energia vitală bună și atunci nu are nevoie și de tipul ăsta de energie? Și dacă tu nu ai, de unde îi dai? Bine și pleacă mai văzduhit decât a venit. Pentru că în realitate tu trebuie să-i dai și lui întuneric. Știți ce simbol folosește asta? Știți? Cria. Deci în Reiki se folosește cria. De ce? Asta vin la nivelul șoldurilor, la nivelul bazinului. Asta e subconștientul profund. Și astea conectează în pământ. Și mai e o meditație.
Meditația împământării din Gendai. Adică meditația împământării înseamnă, hai că facem după aia, ăsta e omul și de aici, de la baza coloanei, pleacă două rădăcini maro care se prind în centrul pământului. Și pe aici îmi vine ciul greu. Și trebuie să stau în asta până când mă încarc și am energia vitală. Cam cât ar trebui să fie energia vitală? 9-10%? E, na. 100%. Din totalul energiilor trebuie să fie, trebuie să am lumină întuneric 81-19. Ok? Dar 100% trebuie să am 19%. Dacă am mai mult, devin prea agresiv. Dacă am prea puțin, sunt ca o găină beată. Ok? Dați-mi exemplu de practică care dezvoltă asta fără non-agresiv. Mă rog, sporturile de contact, da. Dar alta, non-agresivă. Meditația. Bine, meditația și împământarea. Alta. Da. Practică fizică, deci. Dansul. Dansul nu. Mai și consumă. Eu vorbesc de sigle încărcare. Yoga, da. E yoga. Dar mai e ceva. Hai să vedem așa. Pilates. Dezvoltă ciul greu. Qigong. Împărțișând copacul. Da? E de fapt o formă de încărcare. Noi făceam în Tai Chi. În Tai Chi, în Wushu, toate antrenamentele începeau cu împărțișând copacul. Să te încarci cu ciul greu. Poziția călărețului, se spune. Două lățimi sau o lățimi. Flexat, brațele înainte și de fapt deschizi poarta către ciu greu, către energia, întunericul sau energia ca lumina sau energia sau ci. Bun. Și ciu e vindecător și cau e vindecător. Până aici totul e clar. Deci am de dezvoltat cunoașterea și puterea. Cum dezvolt lumina? Rugăciune, post. Lumânări, inimii. Ok. Inițierea mea de înger, botezuri, nunți, primești. În momentul în care ești acolo și ești martor, faptul că ești martor, primești un înger. Cruciuița aia semnifică martor, dar să-ți dă îngeri. Primești îngeri la botezuri și căsătorii, se primesc îngeri. Evident că sunt inițieri de la 10 până la 5 milioane, știu eu. Cum dezvolți întunericul? Repet, sport. Ok? Pilates, yoga, sunt anumite asane din yoga care te încarcă cu ciul greu. În artele marțiale se folosește, nu știu cum se cheamă, nu mă întrebați. Noi foloseam, eu... E o asana interesantă. Care deschide către ciul greu. Și după aia meditație. Vrei să facem meditație de încărcare cu ci greu? Să vedeți cum e. Ciu nu este rău. Trebuie să mă învățați inclusiv cu asta. Dar cea mai simplă este prin Reiki și aveți marea majoritate Karuna, e Kriya. La fel, Kriya. Deci pot să mă încarc cu tot corpul, cu ci greu. Depinde de ce vreau să fac. Dacă am nevoie de tonus, mă încarc cu ce? Dar ce te răzi? Sunt prea... Credeam că sunt încărcat cu... sau Pilates. O să trească să face și Qigong la un moment dat, dacă vreți, pentru că
E o formă să învățați să gestionați energia și lumina și întunericul. Încărcarea cu lumină de la soare, lună, stele și cu încărcarea cu întuneric. La mine se vede că e lumină. Că de asta o să vedeți că maestri Qigong au părul negru până la 80 de ani, ortodoxi sunt toți albi în cap. De-aia, am aflat târziu. Nu mi-a zis și mie nimeni. Bine, nu mă dănează, că oricum aș fi fost, că asta e, în viața asta trebuie să stau mai mult în lumină, deci nu... Dar ca idee. Bun. Și atunci, a existat un moment în viața mea în care nu am făcut sport pentru că trebuia să dezvolt lumina, deci fiecare sunteți unici. Fiecare trebuie să aveți, să aflați ce aveți voi de făcut. E ca și cum mai am nevoie un pic de sare, mai am nevoie un pic de piper. Voi trebuie să învățați să vă simțiți corpul. Ok? A fost un moment în viața mea în care a trebuit să dezvolt foarte mult lumină. Da? Și atunci evident că am lăsat sportul deoparte. Și am dezvoltat lumină. Prin inițieri, prin faptul că făceam inițieri altora, primești și eu și tot așa. Dar după aia, când s-a dezvoltat prea mult lumina, am început să fiu prea... Nu te mai aperi. Când te calcă cineva pe bombeu, nu zici nimic. Nu poți, nu poți să reacționezi. Și atunci, stai așa că nu e bine. Și m-am dus... Să știți că sportul, alergarea pe un stadion, alergatul pe un stadion, dezvoltă partea de întuneric. Deci nu trebuie să faceți cine știe ce. Și mai ales trebuie să învățați să vă alegeți unde faceți treaba asta. Pentru că eu când îi văd pe ăștia cu săl de sport la etaj, eu nebunesc. Păi bă, dacă tu ai trei etaje de desubt, de unde să-ți iei ciul greu? Te duci, consum stres, corect, dar cu ce te încarci? Cu nimic. Te duci gâscă și te întorci și mai gâscă. O sală de sport care nu e de pe pământ sau sub pământ, mai are nicio valoare. Din punct de vedere energetic. Pentru că e suspendată în aer. N-ai ci greu. Ciul greu e pe pământ. Dacă vrei să te antrenezi pentru un meci ca boxer, nu te duci la etaj. Te duci într-o sală underground, sub pământ. Și acolo o să vezi când vin băieții mari. Simplu fapt de a ști toate treburile astea vă ajută să știți ce aveți voi nevoie. Cum sunt? Păi sunt... Păi atunci ce am nevoie? Ce greu. Îngerii întrupați au nevoie de așa, dacă n-au karme grele. Da? Pentru că există posibilitatea să n-am nevoie de întuneric. De ce? Pentru că am întuneric prin karma pe care o am. Karma de pe părinți. Adică zicem, ești înger. Bă, ai lumină, vii dintr-un cer nu știu de unde. Poți să n-am nevoie de sport. De ce? Păi, e de ajuns tata. Da? Ai o karmă de pe tată care ți ajunge. Mari sportivi, să știți că au în spate karme grele. Pentru că ei folosesc energia ca motor. Traume grele. Tot motor. Ați înțeles? Nu flu-flu te face pe tine campion. Și de obicei, problemele. Foamea. Foamea înseamnă karmă. Transcenderea ei, karmei, te duce către ceva. Bun. Și acum să începem. Apropo de practica psi. Și o să răspund pe parcurs și la asta. În primul rând, vreau să înțelegeți karma. Sau începem cu sufletul? Cu ce vreți voi? Karma. Karma. E de două tipuri. Personală. Ce înseamnă karma personală? Ha? Nu înțeleg. Pe care am făcut-o eu. Da, care am făcut. Cu care vin. Și mai...
Cea de neam? E karma părinților, da? Strămoși, etc. Și karma dobândită. Ce înseamnă karma dobândită? Viața asta. A? Viața. O stilă din viața asta. Ce? N-am înțeles. Ce facem în viața asta? Nu. E și ce facem în viața asta? De la partener. Poți să am o karmă dobândită prin nașterea unui copil? Da. Da. De ce doi părinți care sunt ei foarte luminoși și sunt buni pot să aibă un copil cu karmă? Strămoșii? Strămoșii? Nu. Păi nu, că au karmă bună. Doi părinți cu karmă bună și valori bune pot să aibă un copil cu karmă? Vine cu karma lui personal. Ha? Vine cu karma lui personal. Păi da, dar cum vine cu karma lui personal dacă iau valori bune? Nu mă gândeam din alte părinți. Ha? Nu. Numai, ai doi părinți cu karme bune. Teoretic, copilul trebuie să vină pe linia unei dintre părinți și să aibă karmă bună. Nu? Vine prin rezonanță. Dar totuși există momente în care un copil poate să vină cu o karmă mai puțin bună. Învață întunericul. Ce? Învață întunericul. Nu. Au venit în contact cu cineva cu care... Momentul procreierii. Adică momentul procreierii. Știi, de, ai auzit de copiii făcuți la beție? Da. Aia. Ai înțeles? Deci, dacă te duci în locul nepotrivit, faci sex în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit și mai ești și bad, ai toate șansele. Vorbesc serios. Dai naștere? Eu vorbesc foarte serios. Și mai e posibil dacă, mă rog, unul dintre părinți nu e ăla. Adică seamănă cu tasul ălalt. Te-ai prins și tu, ha? Bă, tot e mai bine mai târziu decât niciodată. E cineva care nu s-a prins? Te înseamănă cu amantul. Că nu poate, știi, între doi părinți, numai bărbatul nu poate să facă singur și atunci doar ea poate să calce pe lângă. Ca să fac un copil mai repede călcat, pot să calce amândoi. Deci karma personală de neam și dobândită. Bă, nu vă interesează. Deci eu repet, voi acum vă duceți, faceți alea, căutați, de, cum se cheamă, regresii, constelații familiale, de aflați voi ce necu. Eu când am pe asta, stai să vezi că străbunica din pe partea tatălui s-a culcat cu nu știu cine și aia s-a supărat și a blestemat. Bă, nu te interesează, pierdere inutilă de timp. Da? Și eu le explic. Karma de neam ca o datorie la bancă. O ai, punct. Ce faci cu ea? Trebuie să o plătești. N-are nicio importanță de unde e. E, punct. A, că aflăm noi după aia, stai pic. Normal că dacă am fost gladiator, am o karmă. Dacă am fost hun, am o karmă. Dacă am fost de pe vremea lui Gingis Han, am o karmă. Nu? Și noi dacă am fost soldat, și altăzi dacă am fost Gingis Han. N-am fost Gingis Han, s-ați liniștit. Ați înțeles? Clar, e foarte simplu. Deci, evident că are importanță. Și atunci, cum o rezolv? Nu vă mai fie frică. Deci, chestia asta cu frica mi se pare absolut stupidă sau că te blochezi. Mamă, am karmă. Ce mă fac? Pot să văd karma? Ăsta sunt eu. Și asta să fie karma. Și pot să văd ca pe un munte care mi-a căzut în cap, gata, am murit. Sau, asta este modalitatea prin care poți să vezi absolut orice. Război din Ucraina, criza energetică, orice. O nenorocire. Sau poți să privești ca o oportunitate. Corect? Bun. Și asta este format din particule, informație, energie și spirite. Toate negativ. Minus. Minus, 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 minus. Și eu pot să văd ca pe nenorocire are toate blesteme, magie. Tot ce vă închipuiți mai rău e karma asta, da? Și gata, ești distrus, că n-ai ce să-i faci. Corect? Nu ți se pare așa? Păi ție nu, da. Cineva care... Sau poți să vezi, mamă, câtă energie am. Da? Am un munte de energie.
Și atunci ce pot să fac? Eu, dacă cădea sub imia în cunoașterea și care e sine qua non, adică fără de care nu se poate. Cu plus. Deci, karma plus înțelepciune. Transform chestia asta, vă imaginați, într-o mare de... Și asta se numește, acest proces se numește, cum? Sublimare. Și atunci, ideea este cum fac să transform toată chestia asta în sens pozitiv. În sensul în care îmi doresc eu. Și atunci, asta e frână, da? Știți chestia care vă simți, pe care o simți când și o simți în spate? Asta e frâna ta. Cum să poți să transform toată treaba asta în sens pozitiv? Până și magia care se face, se face să te oprească ceva, nu? Să te oprească să faci ceva. Să crești, să evoluezi, să ai bani, să te căsătorești, să iubești, să faci sex. Încearcă să te oprească ceva. Și atunci, indiferent de ce program are magia, karma și toate la loc, magia potențează karma și invers, da? Fiind elemente negative, magia vine și ți-o amplifică. Adică mai vine și partea de magie. Da? Și ți-o potențează pe asta de N ori. Și normal că ai frână. Și atunci eu mă ocup, îmi pierdeam timpul, că de asta vă spun că am trecut și eu prin asta. Ocupându-mă numai să dezleg treaba asta. Să dezleg partea de magie. Dar magia ce înseamnă? Particule, informație, energie și spirit, care ce? Potențează karma. Și de fapt, la ce se reduce totul? Totul se reduce am particulă, informație, energie și spirit. Informația și energie reprezintă toată bula aia, da? Negative, eu, adică voi, particule, informație, energie și spirit pozitive. E grele? Crezi că e greu? Nu e greu. De ce? Păi e foarte ușor. De ce e foarte ușor? Pentru că voi vedeți bula asta, vedeți bula asta amplificată de bula asta și zici, mamă, cât de mare e în raport cu mine, da? Da! Dar toată asta și cu toată asta amplificată, unde se regăsesc? Hă? Da, noi! Da, unde? Corect, și în umbră. Da, unde? Ca dimensiune. Într-un punct. De ce se regăsesc într-un punct? Pentru că magia și programele negative care ne influențează viața, informația negativă, se regăsește în atemporal ca să devină manifest în plan fizic. Și atemporalul nu are timp, nu are spațiu. Și dacă nu are spațiu, unde se găsesc toate programele negative? În punct. Într-un punct. Și de asta vreau să vă spun. Și atunci, dacă ați înțeles de ce se regăsesc într-un punct? Toate? Deci, toți, există un punct în noi unde suntem toți unu. Sunteți conștienți de treaba aia? Acolo e punctul primordial. Acolo este locul unde există Dumnezeu. De acolo a plecat Universul. În noi. Asta când se spune să cauți Dumnezeu, bine, sună foarte bine. Bă, dar nu știe nimeni. Nu știe mulți ce vorbește. În realitate, aveți sufletul din voi care e din atemporal? Și care e atemporal? Da. Aveți sinele care e în atemporal și
Și atunci nu e... Ei, imaginați-vă că intersecția sine, suflet și alte structuri se regăsește un singur N. Structuri care se intersectează, se intersectează într-un punct. Știți cercurile alea care se intersectează? Dacă toate cercurile se intersectează, este teoria monedelor de 5 bani, de 5 lei a lui Țițeica. Se intersectează într-un punct. Punctul ăsta, știți când o să-l recunoașteți, când o să vedeți dansul dervișilor. Da. Și când o să vedeți dansul dervișilor, o să înțelegeți de ce dansul dervișilor conectează la Dumnezeu. De ce conectează dansul dervișilor la Dumnezeu? Se rotesc în jurul unui singur? Când ești așa și te învârți așa, la un moment dat corpul formează o acoladă. Ea când se rotește, de fapt, se centrează. Și ajunge în punctul ăla, care este, de fapt, locul de unde a plecat Universul. Și care e în fiecare. Și într-un animal, și într-o plantă, și într-un om, și în piatră, și în toate. E punctul unde te întorci la Dumnezeu. Ei, în punctul ăla, dacă ai ajuns la el, ca să faci trecerea asta, îți ajunge o singură lumânare. Bine, o să facem și altele, da. Sau, și o să le găsiți în foarte multe științe spirituale, de exemplu, în acupunctură. În acupunctură se spune așa, acupuncturistul bun este cel care rezolvă o boală cu un ac. Și mă gândeam, cum poți să rezolvi o boală cu un singur ac? E foarte simplu. Nu e vorba de intenții. E acel punct... Nu. O boală înseamnă informație, energie și spirit. Dar o boală înseamnă și entitate. Tu ai tot meridianul. Dar nu pe tot meridianul e entitatea. Entitatea e undeva. Și atunci, tu trebuie să pui punctul acolo unde este și entitatea, și informația, și energia. Și implicit, în momentul în care ai băgat acul, de fapt, tu ai intrat în entitate. Când l-ai scos, l-ai scos cu totul. Atât de simplu e. Cum îți dai seama? E foarte simplu. Păi m-am interesat așa cu punctura, așa, mi-am pus acest singur. Am făcut de tot. Și după aia de la acupunctură m-am dus la electropunctor. Și am observat o chestie, că pe același meridian, pentru aceeași chestie, cu electropunctorul la ce nu-ți dai seama. Dar electropunctor îți dai seama că, de fapt, încărcarea nu e aceeași. Există un singur punct de... Faci o dată, țac! Activ în acel moment. Care, nu, în moment, este punctul unde găsește totul. Și atunci, diferența de potențial fiind mare, acolo face scânteia, face scurtul ăla. Bun. Hai să luăm sistematic. Am văzut așa ca să înțelegeți ce banal e în realitate totul. Și avem sufletul. Sufletul e esența divină a vieții. Sufletul e făcut din particule. De focul din noi. Ai suflet, nu o să-ți facă rău demonii. Nu mai ai suflet, te papă. E ca focul noaptea împotriva lupilor. N-ai suflet, ești vars. De fapt, unul dintre testele să vezi dacă cineva are karmă, asta e reglată de Doamne, Doamne, este momentul în care îi se ia sufletul. Și rămâne el cu el. Punct. În momentul în care ești tu cu tine, atunci se vede dacă are voie demonul asupra ta. Dacă are putere, vine peste tine. Dacă n-are voie, nu vine. E momentul în care tu plătești ceea ce ai de plătit, dacă ai ceva de plătit. Deci e făcut din particule. Sufletul este esența divină a vieții, da? E darul de la Dumnezeu. Fiecare la Dumnezeu de unde vine El. Cum se pierde sufletul? Trăind. În fiecare zi pierdeți din suflet. Muncind, în fiecare zi pierdeți din suflet. Făcând greșeli, în fiecare zi se pierde din suflet.
făcând excese, sex, poți să pierzi din suflet țipând. Poți să pierzi din suflet atașându-te de lucruri, de oameni. Poți să pierzi din suflet diverse motive. Evident, alea mai, abortul și mai știu ce. Problema cu creștinismul este că în creștinism nu există o regulă apropo de sexualitate, spre deosebire de yoga, unde se face când ți se deschide sufletul. Eu vorbesc de yoghini, nu aia care fac sex, că sunt la, se duc la Băile Herculane sau la Costinești. Da? Eu vorbesc de adevărați yoghini care folosesc asta ca pe o treaptă spirituală. Deci ei fac sex doar când li se deschide inima, adică fac dragoste. Asta e deosebire, nu înțelegeam. Mă rog, în vremurile mele din tinerețe am întâlnit și eu fete care făceau yoga. Am întrebat, zice, când îi se deschide inima? Zice, cum pui mai ce e să se deschide inima? Nu înțelegeam ecuația asta. Și mi-a trebuit ceva timp să înțeleg că adevărații yoghini fac dragoste, fac sex în momentul în care se deschid toți centrii energetici. Abia atunci are loc sublimarea, adică se deschide omul în sus și în jos, se intersectează și atunci întunericul se transformă în lumină. Și asta se numește sublimare. Și produc aur spiritual. Să știți că sexualitatea este una dintre cele mai puternice forme de produs aur spiritual, dacă știi să o folosești. Asta așa ca fapt divers. Pentru asta există tantra, continența, etc. Există două tipuri de tantra. Tantra prin abstinență, adică nu faci sex deloc. Asta este cazul călugărilor creștini, preoți catolici, etc. E o formă de tantra, adică nu faci sex. Și există tantra de mână, nu știu care, că una e stânga, una e dreapta, care presupune continență, adică fără orgasm exterior, deci fără pierdere de suflet. Da? În orgasm exterior se pierde din suflet. Ei ajung la ceea ce se cheamă orgasm interior, care duce la acumularea de suflet la nivel de sine. Adică toată energia corpului se transferă la nivel interior și atunci ei cresc ca lumina interioară în loc să scadă în timpul actului sexual. Bun. Deci cam asta. Deci sufletul. Evident îl pierdem. Noi dăm și de bunăvoie la copii, la iubiți, la iubite, la oameni cărora e mine, la părinți, etc. Și atunci când vă duceți la mormântare și te ia jar, de fapt ai pierdut din suflet. Că el are nevoie. De asta, perioada de dor este în realitate perioada în care tu ți-ai pierdut din suflet ca să-l ajuți pe cel care a murit, care nu era pregătit să moară și atunci ai dat din sufletul tău. De asta intră mulți oameni în depresie după moartea cuiva, pentru că în realitate își dau din suflet și ajung la ei înșiși. Până atunci aveau sufletul prin care se puteau trăi, bucura, simți. Fără suflet nici plăcerea nu simți. Prin suflet simți plăcerea, bucuria, toate alea. N-ai suflet, n-ai nici aia. Și atunci, refacerea sufletului e importantă, adică e importantă, firesc, să refaci sufletul, dar e important să înțelegi de ce l-ai pierdut. Pentru că dacă ai pierdut prin avort, ce trebuie să faci? Să ridici la lumină copilul ăla avortat. Plus că trebuie să treci peste demonul care a făcut treaba asta. Pentru că există un demon al cuciderilor care te face să faci treaba asta. Evident că în fiecare parte trebuie să trec peste ceva. Ca să ne fac sufletul. Hrana sufletului. E una. E postul. De asta pusnicii în trecut practicau ajunarea. Se spune. Mine, eu pe asta le-am trăit în alte vieți. La un moment dat eram în NATO și mă enerva un preot. Deci mă certam cu el în fiecare zi. Când și arunca petarde. Eu, cum nu sunt genul să tac, îi spuneam. Și într-o zi eram la un schit, un călugăr foarte drăguț, mi-a plăcut de el. Și m-a chemat la masă. Și am zis, nu mănânc. Poftim? Era dimineață. Și am zis, nu mănânc. Dar de ce? Zic,
intru în postul pusnicilor. I-a picat fața. S-a uitat, mi-a văzut că vorbesc serios și ce să-ți binecuvânteze Dumnezeu gândul. Într-adevăr, cât am fost în Atos, n-am mai mâncat. Numai masa de seară. Când în Atos se mâncau două mese. Și într-adevăr, s-a ieșit și Teica Popa, ne-am împrietenit. În general, când ești terapeut, cam așa ajungi să mănânci. Iar, de exemplu, ca să înțelegeți, există fructe care sunt, în general, legumele, fructele, conțin mai multe substanțe apropiate de seneu. Și atunci, și apostolii. Pavel, deci cât am fost în Atos, când am mâncat numai măsline și pâine. Pavel mânca măsline cu pâine. Iar Sfântul Petru mânca fructe confiate. Fructe uscate, de fapt, că nu erau pe vremea aia, cum se fac acum. De ce? Pentru că, în realitate, conțin seneu. Se transformă mai ușor în seneu. Da? Carnea te face să scadă vibrația sufletului. Rămâne. Dar pierzi de-aia cei care mănâncă carne devin mai întunecați. Deși eu sunt mâncător de carne, la un moment dat era o tipă care făcea yoga și făcea. Asta, în general, yoghinii ăștia, mai ales ăștia care nu suportă carnea, devin foarte sensibili. Și făcea. Eu nu înțeleg. Tu ești mâncător de carne? De ce nu miroși ca un mâncător de carne? Și simțea, deci simțea de la distanță pe cineva care mânca carne. Ce nu înțeleg de ce nu poți, de ce tu nu... E foarte simplu. Când ai un anumit nivel de lumină, arzi. Și atunci nu ți iese aia în transpirație. Mirosul de carne. Așa cum simțim noi care nu bem mirosul de acru de la cei care beau bere sau cum simți mirosul piei celor care fumează marihuana, da? Cărăm. Ei, așa simt yoghinii că mănânci carne. Ei simt. Sau japonezi. Japonezi nu suportă pe aia care mănâncă usturoi. La ei nu se prea practică. Erau mâncătorii de usturoi. Coreenii mâncau usturoi și erau disprețuiți de japonezi că mănâncă usturoi. Bun. Încreștinirea facerea sufletului se face prin împărtășanie. De ce? Pentru că și-au seneu de la Iisus, de la nivelul cristic. Dacă te împărtășești, da, îți refaci seneu, sufletul, dar rămâi dator nivelului respectiv. De asta eu zic că e mai bine să vă faceți, să vă refaceți sufletelul. Imaginați-vă că sufletul e făcut din niște particule. Particulele astea provin și din ciul greu, din întuneric, provin și din ceea ce mâncați. Ok? Și automat, noi suntem de fapt ca niște, precum niște mașini care fabrică ceva. Noi producem energie și informații. În funcție de ceea ce fac, produc suflet, produc emoții, deci produc gânduri sau trimit lumină sau energie către supraconștiință. Sau transform în efort fizic sau în întuneric. Depinde ce fac. Ok? Sufletul ăsta nostru ne naștem cu o anumită cantitate. Cantitatea asta, să știți că toți oamenii s-au născut egali în trecut. Numai că prin cădere, evident că unii au apărut mai devreme sau mai târziu și de asta apar diferențele inclusiv de dimensiunea sufletului în funcție de ceea ce ai făcut în alte vieți sau de karmă. Și atunci, treaba mea este să-mi iau și sufletul pe care l-am folosit în alte vieți. Am trăit, am N vieți pe planeta asta și multe altele poate înainte de asta. Nu mai e important ce a fost pe alte planete. De ce?
crezi că mai important sau mai am ceva de recuperat de pe alte planete? Bun, să zicem că ai 14 miliarde de ani și la 14 miliarde de ani, ca fiu de Dumnezeu, înseamnă că ai trăit încă pe cel puțin două planete. Crezi că am de recuperat suflete pe planeta respectivă? Răspunsul e nu. De ce? La distrucția planetei s-a distrus și partea de suflet. Nu. La distrucția planetei a fost o judecată finală și ceea ce ai făcut rămâne și a fost tandea pe mandea. Și totuși, dacă eu la sfârșitul unei planete am o cantitate de suflet, înseamnă că înainte am pierdut, nu? Deci, dar, să zicem că nu știm. Nu știm. Și nu știm. Noi am plecat de aici, am fost făcuți, a urmat căderea. Noi suntem aici și acum ne întoarcem la Dumnezeu, adică aici. Și aici am avut N planete. Nu știu dacă am suflet sau nu în spate, dar dacă eu trimit lumină în trecutul meu ca să-mi recuperez SN-ul pe care l-am pierdut înainte de facerea, înainte de la căderea mea, pot să-mi recuperez. Absolut. Da? Deci nu știu. Nu mi-aduc aminte. Dar dacă îmi trimit lumină în trecut, sigur mi-aduc în prezent sufletul pe care l-am pierdut, inclusiv dacă e pe alte planete. Sau l-am dat, sau l-am jurat, sau l-am... Da? Și atunci trimit lumină în trecut. Cum trimit lumină în trecut? Și asta e tot. Ha? Și mai poți să atau și unde ai comiu, adică iau din sursa de lumină și trimit lumină în trecut ca să-mi aduc înapoi sufletul pe care l-am pierdut în viețile mele trecute. Asta se face prin Reiki. Poți să dau de pomană? Da! Poți să dau de pomană în contul sufletului pe care l-am pierdut în alte vieți să-mi-l recuperez? Da! Pot să mă rog? Da. Pot să postesc? Da. Pot să postez negru? Pot să aprind lumânări? Da. Da. Deci, și mai o chestie, dacă eu la începutul vieții mele am primit un suflet care avea o dimensiune, până și asta are o dimensiune, o cantitate, chestia aia cu nu toate sufletele au aceeași greutate și aceeași dimensiune, țineți minte, da? Când s-a descoperit că sufletul are o greutate, au crezut că aia e greutatea. Nu e adevărat, nu e la toată lumea. Pe unul care are 14 miliarde de ani nu să aibă același suflet cu unul care are 5. Niciodată. Ok? Și atunci nu are aceeași dimensiune. Și atunci, evident că eu dacă mă cânasc cu o cantitate de suflet, pot să pierd din sufletul respectiv, dar pot să și mi-aduc din trecut să mi-l cresc. Plătindu-mi chestiile din trecut, de fapt încep să-mi cresc sufletul. Chestia este de intenție, să fiți conștienți. Bă, când mergeți la o mănăstire, fiți mă conștienți de ce faceți. Aprinde lumina aia. Se ce? Ai aprins lumina? Da. Pentru ce? Aia pentru mama, pentru tata. Pentru ce? Pentru ce? Pentru strămoși. Foarte bine. Ai aprins lumina aia pentru strămoși, se duce lumina asta la strămoși. Ok, fac ei ce vor cu ea. Da, pentru tine, pentru ce aprins lumina aia? Spune-mă! Am trimit lumină în trecut să-mi aduc sufletul înapoi. Aprind o lumânare să anihilez programele negative care sunt în mine și în structurile mele. Ați înțeles ce vreau să spun? Adică să știu foarte clar. Pentru ce? Universul nu știe ce vrei. Aprind o lumânare. Te vede. Eu te văd pe tine aprind o lumânare. Eu știu ce ai făcut cu lumânarea asta și pentru ce ai folosit-o. Habar n-am. Și Dumnezeu, Universul de unde să știe? Știi cum e cu Dumnezeu? Da, cere, dar mi-a și un bilet. Voi vă luați bilet fără să știți de ce vă luați bilet. Și atunci când trimit lumină, în trecut trebuie să fie foarte clar. Pentru ce mă rog? Să mulțumesc. Perfect. Foarte bine. Pentru ce mă rog? Să cer ceva. Perfect. Pentru ce mă rog?
să dau înapoi lui Dumnezeu din energia, mă rog, picul de, un pic de, de energie din ce mi-a dat El mie. Corect, foarte frumos. Ați înțeles cum e cu sufletul? Rugăciunea, postul, lătarea. În Reiki, curățarea sufletului se face prin ce? Toate simbolurile pe. Făcute pe suflet. În Ortodoxie, cum se face? Ha? Cu spovedania, în primul rând. Problema este, trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă tu ai o karmă, degeaba faci tu 99 de cruci să ți-a dus sufletul înapoi. Pentru că el va pleca din nou. De ce va pleca? Pentru că e o plată. Și atunci, ca să-mi aduc sufletul înapoi când am o karmă, în realitate trebuie să-mi fac plățile. O să-mi spuneți, bine, bine, până îmi fac eu plățile. Nu. Poate voi nu știți, dar noi trăim câte o zi. 24 de ore. Restul suntem morți. Da? Când ești, dormi, ești mort. Corect? Nu știi de tine. Nu ești mort? Și atunci, de fapt, eu nu am de gestionat decât ce mi se întâmplă în astea 24 de ore. Corect? Deci am o energie pe care, cu care trebuie să fac ceva. Am zis că energia negativă e mai mare decât energia pozitivă. Pot să fac ceva notabil? Răspunsul e da. Cum transform tot ce vine negativ pe mine în sens pozitiv? Ce? Ce? N-am înțeles. Ne ducem înapoi la sublimare. Ne ducem înapoi la sublimare. Da. Ce pot să fac? Ce pot să fac ca să rezolv totuși lucrurile? Hai să o luăm așa. Pot să transform asta în rugăciune? Pot să transform asta în post? Pot să transform asta în sport? Mănânc cuvinte. Pot să transform asta în muncă? Și stai să vedeți ceva. Muncă egal bani, egal lumânări sau ce vreți voi, sau urei, ce vreți voi, egal aur spiritual. Corect? Deci asta pot să transform în aur spiritual. Da. Postul e aur spiritual, da. Sportul poți să-l transformi în aur spiritual. Da, e o formă de ardere care transformă întuneric într-o altă formă de energie, care se transformă mai ușor în aur spiritual. Munca înseamnă bani. Banii poți să-i transformă în aur spiritual. Ce mai pot să fac? Prin sublimare. Sexul, vă spuneam, poate fi simplu fapt că nu fac sex. Știți? Lumea zice, eu nu fac sex. Ba da, când nu faci sex, tot un fel de sex faci. Adică deloc. Eu vorbesc foarte des. Lipsa sexului nu înseamnă rău. Sex sau lipsă, tot poate să produce aur spiritual. Dacă fac, trebuie să învăț sublimarea. Ok? Dacă nu fac, tot sublimez. Ce mai pot să fac să produc, să curăț aici? A, lumânări. Pomeni. Daruri la altar. De ce darurile? Păi dacă dau lumânări la altar, în ce se transformă aia? Aur spiritual. Dacă dau pâine la altar, în ce se transformă aia? Dacă dau vin la altar, în ce se transformă? Pe lângă faptul că vinul conține suflet. Deci, mâncarea, ați văzut? Deci, nu trebuie neapărat să postesc. Mâncare. Păi banii, am bani. Dacă vrei să mănânci cu adevărat chestii care se transformă în aur spiritual, sunt mai scumpe. Adică ce? Vin,
Cu cât e mai bun vinul și mai scump, cu atât are mai mult semne. Strugui, mă rog, derivat. Da? Strugui. Dar ai mango? Evident că sunt și alte fructe, dar asta are mai mult. Ce mai am? O să vedeți, chiar și icrele negre. Negre sau icrele roșii conțin precursori de seneu. Da? Deci icrele negre conțin seneu, dar e negru, da? Dar da, tu prin rugăciune poți să faci switch. Adică poți să arzi inclusiv carne ca să o transformi, dar mai greu dacă trebuie să ai lumină ca să o transformi la un moment dat. Și uite cât aveți. Puteți să reintegrați pe asta în toată în viața voastră? Că vă rugați! Și știți că dacă spuneți un Tatăl nostru când vă aduceți aminte la 5-10 oră, 5 minute, 10, o oră, 2, e mai important decât dacă stați și la liturghie duminica. Voluntariat, implicarea. Depinde ce voluntariat. Voluntariat poți care să treci o babă strada care nu vrea. Nu. Depinde de voluntariat. Dacă e voluntariat să ajuți oameni, da, să alea, corect, îl ajuți pe Dumnezeu. Ok. De-aia zic, ce poți să faci tu fără să fii implicat în exterior? Astea poți, sunteți obligați, sex, hai să zicem că alegi lipsa, nu întotdeauna poți și nu întotdeauna celălalt vrea, că asta, apropo, trebuie să fie de cineva cu care să înțeleagă. E adevărat că poți să te rogi tu și pentru ăla, în timpul actului, să dai drumul la lumină, să sublimezi mai mult. Corect, dacă știi. S-a prins lumânări, poate toată lumea. Crezi că e important dacă e o lumânare sau 10? Da sau nu? Da. Nu? Bă, eu credeam că fetele știu că cantitatea și calitatea și dimensiunea contează. Ce? Deci, cantitatea de energie care se degajă, e vorba și de informație, dar e vorba și de energie. Deci stăteam și mă gândeam, când am fost la Lourdes, de exemplu, v-ați văzut cum sunt astea unde a prins zonări la noi? Deci erau trei atâta, da? Și puneai, n-aveau găuri pentru alea mai mari, știi? Mai le-am pus, erau câteva găuri mai mari. Și du-te la Lourdes să vezi lumânări de alea prinse atâta, sau la Fatima. La Medjugorje ca la ortodox, tot sărăcie. Crezi că e important că o lumânare este mare? Da. Da. Păi cu cât degajă mai multă energie, cu atât îi dă mai multă putere gândului tău. Deci fiecare m-am dus, de data când m-am dus acolo și m-am dus în etape ale, hai să zicem așa, bunăstării mele, la început mi-am luat cea mai mare lumânare, era de 50 de euro. După aia, anul următor mi-am luat de 100. De la Lourdes? La Lourdes, da. Și după aia mi-am luat de 250. De ce? Fiecare cu cât tare de dat. Mi-am făcut o poză, nu era lumânarea mea, mi-am făcut o poză acolo la Lourdes, cu o lumânare de aia mare, care e cât mine. Care e 500 de euro. Ia atâta și cât? 2 metri. Evident că energia aia când la recrează, voi trebuie să înțelegeți, era un ritual la Sfântul Nicolae de dorințe cu 33 de lumânări aprinse și toată lumea cu tămițele acolo. Ritualul celor 33 de lumânări de la Sfântul Nicolae. Oamenii, nu vreau să zic nimic, nu înțelegeau că puteau să fac asta și acasă. Mi-a zis că ea de la biserică dau te vițe. Ai înțeles? Nu știu dacă îmi le închiriau. Ceea ce trebuie să înțelegeți, nu că e important că sunt 33, poți să puneți 34, și poți să puneți 35, poți să puneți 40, poți să puneți 99. E vorba de cantitatea de energie care se degajă către gândul vostru. Un gând? Anul întâi de facultate. Profesor de genetică. Mie îmi place de mult să vorbesc de asta. Zice,
IQ-ul este nativ și nu se poate schimba tot restul vieții. Și eu am zis, din fundul de la sală, nu se poate! Tipul rămâne blocat, era, nu știu cum, era șeful de la medicină legală din București, de la Mina Minovici. Dragoș, nu mai știu cum îl cheamă, tot Dragoș îl cheamă, Munteanu sau mai știu. Și ce poftim? Cum, domnule profesor? Adică mă nas prost. Și n-am nicio șansă? De ce mai? Mă, a rămas șocat. Și zice, a rămas blocat, dar unul zice, știți, domnul profesor, el e mai cu așa, mai cu credința, mai cu bioenergia, mai... Tipul se uită la mine, deci o să ții minte toată viața și zice, mă, nu știu ce diferențiază sfinții, de ce atâta zic, de alți oameni. Dar știu că omul, cu puterea lui, n-are, deci omul nu are puterea să miște din loc o celulă de scoamat. Punct. Și am încheiat discuția. Și de atunci evident că eu m-am întors la ce? Putere. De unde vine puterea? Că vezi pe ăla care telechinezia, vezi pe ăla tot felul de... Și l-am văzut. Deci, am un prieten, nu o să zic, că... și într-o zi ne-am certat. Și băi, zice, poate fi mă zice, vrei să-ți arăt ceva? Și a luat o lingură și a făcut cu ea așa și i-a căzut lingura. Adică s-a înduit efectiv. Și ce? Nu mai, la vremea nu mai impresionam chestiile astea. Și zic, checat, nu mă interesează. Mi-ar fi fost frică cu 20 de ani, dar acum știu de ce, știu cum. Bine, acum sunt cei mai mulți, nu lasă și pe el de cap. Și atunci am început să caut puterea. Și așa am ajuns. El a dezvoltat foarte mult pe partea asta și după aia l-am învățat să meargă și suntem prieteni. Înțelegeți? Putere. Și atunci, degeaba vă doriți voi ceva. Puteți să vă doriți ceva. Corect. Există două și mai e, puterea mai există și mai e două. Că la un moment dat făceam pe aia cu băbuța aia care se roagă. Băbuța aia care se roagă cu o lumânare, știi? Da! De ce reușește băbuța care roagă România să facă minuni? Credință. Are putere. N-are putere. Are putere. Nu. Și ce dacă crede? Și eu cred și nimic. Nu. No. Faptul că, într-adevăr, că are credință, ea se conectează la Dumnezeu și nu folosește puterea ei, ci folosește puterea lui Dumnezeu. Deci mai e o chestie, apropo de protecție. Puterea e a mea, dar mai este puterea lui Dumnezeu. Noi aici vorbim strict de cum dezvoltăm puterea noastră. Dar vreau să vorbim și cum dezvoltăm puterea, să accesăm puterea lui Dumnezeu. Cum putem să accesăm puterea lui Dumnezeu? Știți principiul, dai voință, dai ei putere? Ce înseamnă asta? Nu. Nu. Deci, țineți minte, dai voință, ei putere. Și scriu aici. De fapt, ăsta este principiul momentul în care dau voință înseamnă că eu la voința mea și atunci a cui voință fac? A lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu este conectată la cine? La sufletul, repede-ul. Care ce este? Inteligența emoțională? Ați înțeles? Și atunci, puterea lui Dumnezeu este accesată în care, momentul în care tot ceea ce dorești are ca și componentă dorința. Deci nu mai spuneți vreau! Spuneți, îmi doresc. Pentru că dacă îmi doresc, accesez toată puterea divină. Dacă vreau, nimic. L-ai pe Dumnezeu împotrivă. Vă e clar?
Și atunci modalitatea prin care pot să accesez puterea lui Dumnezeu în ceea ce îmi doresc să fac este să simt tot timpul voința divină și să negociez cu Dumnezeu. Și eu negociez cu Dumnezeu. Dar în felul ăla frumos, Doamne, dar pe calea asta pe care trebuie să mergem, nu se poate să... Ați înțeles? Adică facem treabă. Păi, da, merge și puțină distracție acolo. N-am nimic împotrivă. Până și școala este făcută, 50 de minute școală, 10 minute pauză. Din punctul meu de vedere e cam mult, dar mă rog, școala, nu pauză. Înțelegi? Deci muncă, dar ai și 10 minute pauză. Mai e ceva. Dacă ai fi numai în pauză, ai mai aprecia pauza? Nu. Când apreciezi pauza? Când muncești. Când apreciezi pauza? Când tragi. Când apreciezi odihna? Când ești obosit. Când apreciezi mâncarea? Când ți-e foame. Când apreciezi sănătatea? Când nu mai ai. Că așa suntem noi. Și atunci, soluția ca să apreciezi un lucru este să fiu conștient de valoarea lui. Și era un tip care spunea, repet, nu ții minte, din păcate, care a spus așa, dacă n-ai obținut un lucru, înseamnă că n-ai plătit destul pentru el. Ce plătești pentru orice? Hai să luăm sistematic, ca să înțelegeți principiul plății. Ai o mașină de 100.000 de euro, da? Cât înseamnă munca voastră? Bun? Munca voastră este convertibilă în aur spiritual. Ce înseamnă, de fapt, o mașină de 100.000 de euro? Aur spiritual. Deci, când o să ai mașina aia? Când o să acumulezi suficient aur spiritual. Care să-l transformi în banii aia. Când o să acumulezi atât aur spiritual ca să-l transformi? Eu nu vorbesc de furat. Da? Când o să înveți, când o să tragi, când o să... Țineți minte filmul cu Will Smith. Of. Filmul în care devine el agent de bursă și era homeless. Astăzi nu știu ce mi-a venit aici numai homeless. Mi-au apărut numai homeless pe... Și mi-a arătat, eu nu știam că Halle Berry a fost homeless, că Jennifer Lopez a fost homeless, că... cum îl cheamă pe ăsta? Justin Bieber a fost homeless, că ăsta, roșcatul, care e unul dintre cele mai mișto melodii la ora actuală. Ed Sheeran a fost homeless. Habar n-am avut. Deci mi-a stat inima. Deci mi-a apărut toți. Ce puii mei? Păi să-mi ieși Dumnezeu să mă... să... Pregătire. Nu, ce s-a pregătat? Am așa o șansă să rămân homeless, că am o problemă cu... cu o firmă de-a mea din trecut pe care n-am mai băgat-o în seamă. Dar... eu nu cred că am problemă. Eu am fost fără casă, deci nu cred că am o problemă de genul ăsta. Bun, revenind. Revedeu. Și atunci pot să îmi cresc puterea de fapt, avându-L pe Dumnezeu aliat. În momentul în care ceea ce fac eu este în Dumnezeu, atunci am puterea lui Dumnezeu. Dar dacă sunt în Dumnezeu, ce mai am? Protecția lui Dumnezeu. Când devii vulnerabil? Când ești în afara lui Dumnezeu. Adică când faci ce vrei tu. Dar nu ești religios, ai mai puțină protecție divină? Nu e adevărat. A fi în Dumnezeu înseamnă că ești în Dumnezeu, punct. A fi religios nici măcar nu înseamnă că ești în Dumnezeu. Poți să fii religios fără să fii în Dumnezeu deloc. Adică poți să fii religios și să fii în afară lui Dumnezeu grav. E o pildă. Nu o să mai... Sunt negri cu suflete albe. Acolo se vede ce înseamnă.
Credința versus religie. Nu. A fi religios nu te face să fii în Dumnezeu. Eu am întâlnit maestri de arte marțiale japonezi în Dumnezeu, am întâlnit turci în Dumnezeu, am întâlnit evrei în Dumnezeu, am întâlnit chinezi în Dumnezeu, am întâlnit arabi în Dumnezeu, am întâlnit toate națiile Pământului. Și nu erau, unii nici nu erau religioși. Unii erau credincioși, adevărat, dar unii nu aveau nicio treabă. Adică, vă zic eu, nu erau religioși, mă refer. Nu. A fi în Dumnezeu e o pildă pe și spune Jesus foarte mișto. Nu tot cel ce spune Doamne, Doamne, se mântuie, ci cel care face vrerea Tatălui meu. Eu deosebire. Ce înseamnă că faci vrea Tatălui meu? Că ești în Dumnezeu. E ca și cum te-ai mișcat cu apa. Aia înseamnă să fii în Dumnezeu. În ci? Da, poți să fii împotrivă. De ce? Pentru că tu ai impresia că lucrurile trebuie să fie într-un fel și că credința trebuie să fie într-un fel și să faci cum crezi tu și așa e ritualul și așa. Și să nu fii în Dumnezeu. Și ai uitat de ți se pare. Și poți să fii în Dumnezeu, deși pare să fii un ateu. Nu. E relația ta cu Dumnezeu. Și e personală. Bun. Deci sufletul. Refacerea de suflet. V-am dat toate modalitățile în care... Toate. Ori mai fi. Nu știu. Înțelegi? Dar prin toate astea se poate reface sufletul. Adică absolut orice faceți voi poate să fie transformat. Că e terapie, că e job. Se poate transforma în... refacere de suflet. Și se poate, deci, poți să transformi astea, toate, în suflet. Drăguț, nu? Sau, principiul limbic. Dă împrumut și nu mai cere înapoi. Îl împrumut pe Dumnezeu. Altceva. Am terminat cu sufletul. Nu poți să-ți ia pe sufletul astfel încât să nu-ți ia nimeni. Mai ales dacă se ocupă de mânghie. Treaba ta este să ți-l aduci tot timpul înapoi. Cum ți-l aduci tot timpul înapoi? N-are importanță unde e. Particulele sufletului tău care sunt ale tale, oriunde sunt, oriunde ar fi legate, sunt conectate între ele. Deci dacă eu am o singură, să zicem că mi-am luat tot sufletul și mai am o singură particulă a sufletului meu, ceea ce e imposibil să mai fie numai una, și încep să mă rog și aprind o lumânare, particula asta va atrage particula cea mai apropiată care va atrage particula cea mai apropiată care va atrage particula cea, poate că nu durează. Adică poate că nu termin în 5 minute. Bă, dar unde ori fi, tot mi-l aduc înapoi. Tot mi-l aduc înapoi. Și chiar dacă nu-l găsesc, știți ce fac eu? Când vreau să mi-l refac, mă duc frumos la cabinet și sunt barză. Și atunci ce fac? Dau drumul la muzică. Mie îmi place, am 3 fete care îmi plac. Sarah Brightman, mi-am plăcut întotdeauna, Lorena McKennitt și Emma Chaplin. Toți sunt îngeri, toate sunt îngeri. Nu știu dacă, nu mai știu Lorena, dar cred că e și Lorena. Lorena e tot înger. E, în momentul în care dai drumul la muzica aia, ea începe să impresioneze particula aia din sufletul meu. Că ea începe să impresioneze particula aia. Și în momentul în care, indiferent ce programe au băgate pe ele și încep să intre în rezonanță, tic, 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 tic. Într-o jumătate de oră și ne simțim mai fumeși o țigară. Într-o jumătate de oră cu fumul eliberez tot ce e negativ și ții particulele înapoi. Și asta e tot.
Simplu, e foarte simplu, ca orice lucru în universul ăsta. Pentru că particula asta din sufletul meu care ascultă ea Emma Chaplin sau și care vibrează la cer 10 sau... Sau puteți să vă puneți acatistul slavă Dumnezeu pentru toate. Și al lui Vlad Rusu e frumos și al lui Marian Moise. Ei, când începe să... A aprins și lumânările, se aprinde, apare și vibrația, apare și DH-ul, vine toate înapoi. Am stat de curiozitate să văd. Bă, indiferent unde sunt, vin. Și mi l-au luat și am încercat să facă diverse și să-l programeze. Căcat. De-aia vă zic. Înțelegând cum funcționează, asta e valabil și pentru copiii voștri. Sau pentru cineva care n-are. Pot să fac același lucru pentru că e suficient să-i dau lumină unei particule din sufletul. Și asta luminează și luminează și aia și luminează și aia și tot îi vine înapoi. N-are, poate să fie în fundul pământului. Dacă n-are dreptul, adică, dacă e plecat pentru că are o karmă de plătit, îl aduce înapoi și pleacă înapoi. Dar dacă nu e o karmă și e luat prin magie, atunci vine imediat. Nu mai pleacă. Ați înțeles diferența? Treaba mea e să am grijă de sufletul meu. Când? În fiecare zi. Când? În fiecare moment. Să fiu conștient de ele. Să fie ca și... ca la bordul de la mașină, să aprindă beculețe că se întâmplă ceva. Mie mi s-au întâmplat lucruri în cursuri, în conferințe, atunci ce nasul cățuie ei. Și atunci ce văd? Numai că eu am învățat o chestie foarte mișto. Pe vremea când începusem cursurile, făceam cursuri duminică. Bă, și mi-o luam grav de la preoți. Grav, deci eram legat în fiecare zi. De asta e cald pe cap acum, cât e prin când m-am făcut mare. Pe vremea era micuț, bă, și varză. Deci când mă duceam la cursuri, bă, dar nimic, n-aveam nicio structură în mine. Nimic. Începeam sâmbăta fără nimic. Prima oară rugăciune, am zis, bag picioare în rugăciune. Testatul ăla, nu-s călugăr în viața asta. Și mă duceam și începeam. Și începeam cursurile fără nimic în mine. Am zis, hai să începem. Și începeam. Pa-pam, pa-pam, pa-pam. Și pe măsură ce faci, de fapt, tu ce faci? E întunericul sublimeze, e întunericul sublimeze, e întunericul. Că faza frumoasă a întunericului este că cuvântul și lucrurile pozitive și adevărate îl transformă în lumină. De asta mie nu-mi place să vorbesc foarte mult de bol sau de combat. Pentru că atunci se transformă și într-un negativ. Dar în momentul în care vorbești despre adevăr, sublimezi în lumină. Și de fapt ce faci? E întunericul ăla, îl transform, e întunericul ăla, îl transform. Până când? Și produci lumină, să vedeți, de curiozitate. De fapt, cred că ați simțit că ați mai fost la conferință de la mine și parcă e starea de bine după. Și bănuiesc că nu înțelegeați de ce. E foarte simplu. Adevărul face particulele astea să înceapă să lumineze. Și când e vorba de Dumnezeu și informații de vibrație mare, se manifestă ca niște beculețe care se aprind. De asta stăteam și mă gândeam. Care e cauza? La un moment dat vine, dar știți, când mai am eu momentele mele nasoale, zice, dau drumul la o conferință de-a dumneavoastră și adorm. Păi ce pui mei și de ce? E foarte simplu. Energia negativă dă drumul, poarta aia rămâne deschisă când eu filmat și în momentul în care dai drumul, chiar dacă nu e atentă, lumina aia transformă particula aia de mâhnirea, furia, gelozia. Sunt informații, energie și spirit care prin lumină se transformă în sens pozitiv, în bucurie, în binecuvântare, în dragoste, în... Bă, e clar? Adică nu mai suferința este o informație, energie, particule și spirit. Ce pot să fac? Să o transform. Cum? Cumva. Cum? Uitați-vă la o comedie.
Duceți-vă din când în când la o comenie să vezi cum vă schimbă starea. Da? Și după aia vedeți. Deci, faceți exerciții. Deci nu puteți să... Asta înseamnă practică spirituală. Astăzi vă duceți și vedeți pe Netflix ăsta, documentarul despre Dachau. Mamă, să vezi ce stare aveți și ce o să visați la noapte. Ok? Mâine vă duceți frumos și vedeți bilete pentru paradis, ăla cu Julia Roberts și cu George Clooney. Vorbesc și vedeți ce stare aveți. Și o să înțelegeți cât de căcăcioși sunteți și cât de vulnerabili suntem la ceva ce vedem. Ați înțeles? Dar e și partea pozitivă. Că pot să-mi schimb starea folosindu-mă de astea. Vă e clar? Da. Uitați-vă de cruștate, să vedeți. Da, aveți, trebuie să ai puțin sânge, că mie mi-a venit să butonez. Dar eu n-am o problemă acum. Că una e când am fost acolo și era, nu era nimeni. Și altă e să vezi ce au filmat americanii când au ajuns acolo. Dar merită să-l vedeți. Mai ales ăștia depresivi, să vedeți ce înseamnă. Ăștia depresivi, să vedeți ce viață. După ce vedeți un film de la mamă, ce viață frumoasă am. Ce bine o duc. Problema lor înseamnă că nu înțeleg și atunci chiar își merită soarta. Dacă tu în momentul în care vezi un om care într-adevăr e suferință acolo și tu reacționezi la fel că tot ție ți se pare că viața ta e cea mai neagră, înseamnă că ai trăit degeaba. Deci nu am cum să-mi protejez sufletul, îmi pare rău. Pot cel mult să-l cură sau să mi-l aduc înapoi dacă pleacă sau dacă mi se ia. În primul rând nu e al meu. Există cazuri în care sufletul pleacă pentru că așa ajunge Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu vrea să dea din sufletul meu cuiva, ce-i treaba mea? E sufletul lui. Ok? Sau dacă Dumnezeu vrea să... Nu mai e treaba mea. Și atunci ce pot eu să fac este să am grijă de el, să-l cresc și să-l curăț. Curățarea vine prin plată. Tot prin plată. Cum? Foarte simplu. Aici apare rugăciunea, postul, lumânările. Pomenile. Candela are aceeași putere ca lumânarea. La sublimare nu e chiar așa. Problema cu candela e că în momentul în care vine foarte multă energie negativă de la ea, să vezi că se... Ați văzut cum se îmbâxește? Aia e din cauza energiei negative care trebuie să treacă prin ulei ca să ardă. Deci imaginați-vă că tu ai uleiul, da? Ăla e curat. Ok. Dar dacă tu vrei să sublimezi prin ulei energie negativă, energia negativă intră în ulei și uleiul se transformă. Se face ca un cauciuc. Da. Și se îmbâxește, se face ca la balamuc. Și de asta, când e vorba de sublim, când vrei să dai lumină, dai foarte bună candela. Trimit lumină Maicii, trimit lumină Sfântul Nicolae, trimit lumină... Dar când e vorba de sublimat întuneric, e mai bine lumânarea de ceară. Ceară naturală. Ceară naturală. Alea negre sunt cele mai bune. Clar. Dacă vreau să-mi curăț sufletul, ceara naturală. De programe negative și de mai știu eu ce. Deci, apropo de protecția de un atac psi. În primul rând, atacurile psi sunt de mai multe forme. Sunt punctuale, adică în punct. Și atunci n-ai decât să pui mâna și să te rogi. De obicei, în punct sunt vizate organele vitale, inima și cap. Cel mai important, cel mai primul lucru este să pui mâna acolo. Și după aceea să începi să te rogi. Clar. De ce? Tocmai ca să închizi, eu mi-am luat-o prin cap și atunci puneam mâna. Și să închizi câmpul. Când a apărut durerea, înseamnă că energia e în câmpurile tale. Treaba ta e să oprești să nu mai intre. Sunt două chestii. Unul, oprești să nu mai intre și după aceea să scap de cel care atacă. Problema este că atunci când nu ești inițiat, dar nici inițiații nu știu, n-ai cum să-l oprești. Pentru că singura formă prin care poți să oprești un atac psi este să ataci. Da? Hai să zicem că folosești oglinda. Ok, oglinda... cum se cheamă? Cu D. Nu deviază. Reflect. Ce vreau să zic cu D? Reflectă energia, da?
Dar nu duce direct pe el, se duce peste el, dar mai încolo. Pe când tu trebuie să-l oprești acum, în momentul ăsta. Cea mai bună formă de apărare e? Atacul. Atunci, ca să-l opresc, ăla trebuie să-i dă de sus. Gândiți-vă că e un grup. Ce faci? Ha? Și aici intervine Doamne, Doamne. Asta înseamnă să fie apărat de Dumnezeu. E o pildă a unei... era o pusnică și la un moment dat de niște hâtâlhari și a vrut să o violeze. Și a zis, Doamne, zice, eu nu știu ce să fac. Nu pot să mă apăr. Dacă crezi tu că trebuie să întâmple, facă-se voia ta. Buf! Și în momentul respectiv a intervenit Dumnezeu și l-a trimis pe Mihai și a tăiat pe din două. Pac, pac. De asta... Ia? Poate să fie un atac programat de la distanță în viitor și să nu se întâmple acum și să... Da, absolut da. Absolut da. Absolut da. Să se întâmple la... Știi de exemplu? Când ajunge să fie mireasă, să moară. Și moare acolo. Și e aceeași metodă de apărare dacă nu este atacul pornit în același moment? Da, bineînțeles, pentru că atacul se dă prin atemporal. Contraatacul se dă tot prin atemporal. Degeaba dai. Deci treaba ta este să ataci în atemporal. Dar știi care este ghinionul? De exemplu, noi filmăm ceva, da? Și ăsta o să ajungă să fie văzut de cineva căruia nu-i place ce spun. Atacul va avea loc acolo, dar eu îl simt acum. Dar dacă eu contraatac acum, ea și-o va fura atunci. Adică în atemporal nu mai e de aici încolo. Când o să apară, o să vrea să și o să-și o fure. Deci asta e problema cu apărarea. Că în realitate n-ai cum să apări nicio structură. Că nu o să stai toată ziua. Ce fac? Mă bag într-un clopot de sticlă tot timpul? Mă bag în sfere? Mă bag în clopotniță? Mă bag în clopotul lui Buddha? Mă bag în ce? Mă duc în palma lui Buddha? Și când mai trăiesc? Spirituală. Pe care a ta spirituală, oricare ar fi ea. Da, ce-i cu ea? Nu, să previu sau să... Nu poți. Nu. Pentru că care ta spirituală poate să fie un atac din care poți să înveți ceva. Eu am învățat din practică. Practica asta înseamnă că mi-am furat-o. Punct. Dacă n-ai nevoie să înveți așa, perfect. Nu o să se întâmple. Dar dacă trebuie să înveți, se poate devia un atac. Adică poți să trimiți lumină. Asta e singura chestie pe care poți să o fac. Pe calea mea spirituală. Astfel încât să vină lumină când am nevoie mai mult. Să am protecție când am nevoie mai mult. Să pot să trific spațiu prin atemporal. Să te protejeze în momentul în care am nevoie. Corect? Ca rezervă. Ce? Ca o rezervă atemporală. Deci se trimite lumină pe calea mea spirituală, oricare ar fi ea, și să mă ajute să când am nevoie mai mult. Corect. Dar dacă trimit lumină spre binele meu suprem, pe calea mea spirituală, până la supraconștiință, nu înseamnă că ea va acționa conform voinței Dumnezeu pentru ce am eu nevoie la momentul respectiv? Ba da. Ba da. Poate e nevoie să-mi iau pe cașul, poate e nevoie să mă ia, poate e nevoie să mă cer cu cineva ca să ies, știi? Că problema când trimiți lumina așa este că ceea ce tu consideri că e un șut în fund este de fapt lovitura atacului care te mișcă de pe locul tău unde ar trebui să fii. Dar asta este avantajul. În momentul în care încep să gestionezi lucrurile așa, trimit lumină pe calea mea spirituală, oricare ar fi ea, da? Spre binele meu suprem, pe toate voia, cu voia Dumnezeu, etc., până la supraconștiință. În momentul respectiv, orice se întâmplă, știu că e cu voia Dumnezeu. Și trebuie să văd de ce. Că nu e aleator, nu e lăsat așa la voia lucrurilor, pur și simplu se întâmplă dintr-un motiv. Voi trebuie să înțelegeți un lucru. Într-adevăr, în lumea asta există oameni care sunt ajutați de Dumnezeu. Există oameni care sunt părăsiți de Dumnezeu. Există oameni la care Dumnezeu se uită și nu intervine pentru că ei nu vor să intervine și nu vor să uite. Sau nu știu de El. Deci sunt toate categoriile. Voi în ce categorie vreți să fiți? Da?
vreți să vă ajute Dumnezeu, conlucrați cu Dumnezeu și deveniți co-creatorul propriei vieți. Co-creatorul propriei vieți nu înseamnă numai bine. Se mai întâmplă și belele. Pentru că binele ăsta nu e numai al nostru, e și binele celorlalți. Ok? Și atunci trimit lumină. Dar se întâmplă diverse lucruri. Care la un moment dat poate să nu fie cele mai drăguțe, dar din astea învățăm cu toții. Simptome de atac psi. Poate să fie orice. Durere de cap, diaree, orice boală poate să fie un atac psi. Că ți se închid porțile în jur, că te cerți cu oamenii din jur, cu nevasta, cu copiii, că scrâșnești din dinți, că te trezești, că ai coșmaruri, că te trezești la ore fixe, că se dereglează ciclu, că nu se mai scoală, că diverse, orice poate să fie atac psi. Asta e problema. Ce e boală, ce e atac psi. Diferența. Pentru că orice boală poate să fie în realitate o formă de atac psi. Orice boală poate să fie în realitate. Singura deosebire este că la boli, la atacuri psi, nu au aceleași simptome. Ați văzut că au început să aibă oameni probleme de respirație. Fără COVID. De ce crezi că se întâmplă treaba asta? Atacuri? E? Atacuri? Da, clar. Dar nu mai au răbdare. În mod normal trebuie un timp. E un timp, deci vine o entitate, da? Și e un timp în care tot ce sunt ale somatide se transformă în. Și aia sunt, că tu nu vezi virusul, vezi anticorpii, da? Se caută anticorpii. E, dar ăștia nu mai au răbdare, entitățile, și au plămânii înainte. Nu mai e perioada de incubație. Și atunci tu nu ai virusul. Adică nu detectezi nimic. Că în mod normal vine, se așează, stă acolo, stă o perioadă, creează, e programul ei, dar se transcrie la nivel fizic, intră în ADN, lulu. Apar anticorpii. Că noi detectăm anticorpi, nu detectăm virus, nu? Și de-abia după aia ai luat plămânii. Nu. Acum ia plămânii și omul rămâne fără plămâni. De ce? Pentru că sunt în criză de timp băieții ăștia mari. Și îți dai seama că în realitate e o formă de concentrată de aparatură, dar nu mai sunt eficiente. Nu din cauza vaccinului, ci pur și simplu pentru că e alta vibrația și atunci nu mai afectează. Asta a venit cu vibrație mai mică și pe pământ nu merge. Mai ales că și-au revenit oamenii la muncă, aia. În momentul în care te miști, întunericul ăla se transformă. În momentul în care te distrezi. Cei mai deștepți au fost țiganii. Vorbesc. Aia s-au distrat. Aia se transformă totul în ce? În mișcare. Dans. Pa, pa, hi, 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 ho, ho, ho. Unde-i boala? Nu mai e. Noi, în casă. Stai să vezi cine a mai murit. Câți au mai murit azi. Normal că ne îmbolnăm. Păi este știuți. Drink-uri, vin, ale, suflet. Da. Deci, asta e ideea. Ideea este, în orice te doare poți să suspicionezi un atac psi. În orice dereglare poți să suspicionezi un atac psi. Dar nu înseamnă că... Și atunci îmi trebuie niște o modalitate să... verific. Și aici apare măsurătoarea, anestezia. Poți să folosesc pendulul. E atac psi, dacă se mince spre stânga, da, dacă se învârte spre dreapta, nu, dacă se învârte spre mine, da, da. Adică dacă se mișcă. Adică poți să folosești și pendulul. Vergheta. Da, vergheta îi spun. E atac psi, dacă se mișcă așa, e nu. Dacă se mișcă așa, e da. Pum.
Dacă se mișcă... Există psalmi care te pot proteja. Da, există psalmi de protecție. Corect. De fapt, există niște chei de protecție din psalmi. Nu toți psalmi, dar sunt niște... anumite versete. Versete. Puteți să le învățați pe din afară. Așa vine cum e din psalmul 50, da? Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă voi și mai vârtos decât zăpada, mă voi albi. Punct. Și repeți asta. Și când repezi, te conectezi la treaba aia. Poți să-l chem pe Gabriel, da? Să te curățe. Poți să-l chem pe Rafael. Poți să-l chem pe Raziel. Adică te pot ajuta arhanghelii cu un singur amendament. Să aibă putere. Ei cum au putere? Dacă le dă Dumnezeu. Pentru ce? Pentru ce ai făcut tu pentru ei? Dacă oamenii vor să primească ajutorul Dumnezeu, bă, dar e dacă ar putea să nu dea nimic în schimb. Eu zic că de asta e bine să ai o relație cu Dumnezeu. Așa se spune, că cine nu uită pe Dumnezeu în vreme de liniște, nu uită nici Dumnezeu pe el în vreme de restriște. Și e adevărat. E adevărat. Și atunci, când vă e bine, rugați-vă lui Dumnezeu. Când vă e rău, mulțumiți-i lui Dumnezeu. Vorbesc foarte serios. Nu știu niciodată când e bine sau e rău. Și ce o să mai fie. Da, știu că am văzut-o... Eu m-am uitat la reportaje cu ăștia care au supraviețuit din... De ce? M-au interesat extreme, să înțeleg spiritul uman. Și era o băbuță, a murit. Și asta era o evreică care a fost în lagăr vreo 3 ani. I-a luat toată familia și în ultimul... S-au întâlnit la sfârșit într-un lagăr. Doar ea și cu o soră de ea au supraviețuit. Bă, care-i probabilitatea să te întâlnești tu cu sorta într-un lagăr de concentrare să supraviețuiești? Mică. Foarte mică. Deci au plecat, i-au despărțit și la sfârșit și au fost eliberate împreună din același lagăr de concentrare. Și tipa spunea, zice, noi nu ne-am dus să facem psihoterapie. Că nu ne-am dat seama că am fost traumatizat. Și zâmbea. Ăștia sunt să duc să facă psihoterapie. N-au nici pedere. Acum să duc și fac psihoterapie. Zici că sunt abuzați. Și zice, noi nu, pe vremea aia nu era psihoterapie. Noi ne-am continuat viața și asta a fost. Da, dar au continuat-o cu bucurie. Cu bucurie. S-au bucurat de viață. Am văzut o chestie la... Am avut veteran de război care au supraviețuit foarte mult, pentru că au realizat care, de fapt, care sunt problemele majore. Restul erau... Păi să-ți povești. De acord. Când vezi până când zboară capul pe lângă tine, aia e o problemă. Da, aia a fost drăguț. Știți? Și era atât de simpatică și senină, zice, și povestea cum a fost și la ala și cum... Și era și mică, nu știu, a intrat la 15 și a ieșit la 19, adică o chestie de genul ăsta. Nu... Zice, noi nu ne-am dat seama că am fost traumatizat, n-am făcut psihoterapie. Ăștia care nu mai pot de bine, singura lor problemă că nu le dau părinții să-și ia telefoane de 1000 de euro. Ce parametri se pot măsura? Mulți. Care sunt cei mai mulți care să nu lipsească dintr-o consultație? Depinde. E importantă vârsta astrală să-ți dai seama de unde vine omul respectiv. E important cerul de unde vine. E important raportul yin-yang. E foarte important BF-ul unui om, pentru că aia îți dă date cât de bun e el. E importantă capacitatea de a ierta. E importantă cât face voia lui Dumnezeu. E important... Poftim? Cât a evoluat și în ce sens? Cât ce-a vindecat umbra, cât ce-a vindecat rănile emoționale, raportul cu propria feminitate, cu propria sexualitate. Adică sunt foarte mulți parametri care sunt importanti. Și încă nu sunt toți, da, nici nu. Adică, hai să spun, pe mine m-au ajutat niște parametri, pentru că până la urmă toți ceilalți parametri sunt cumprinși în parametrii ăștia. Pentru că modul cum, de exemplu, nu-ți plac evrei. Aia se regăsesc la nivel de EBF. Deci nu... La un moment dat o să descoperi sau nu ai o problemă cu romanii. Aia se regăsește la nivel de EBF. Da? Da, adică până și asta. Pe mine mă interesează să am niște jaloane să văd cum evoluează un om. Restul sunt doar, cum să zic eu,
artificii. În momentul în care parametrii ăștia urcă, îți dai seama că omul respectiv a schimbat o grămadă de chestii. Adică, în general, ce vă măsori sunt cei mai importanți parametri. Cor mai fi? Da, dar uite, nu m-am gândit la el. Pentru maestri, de exemplu, am descoperit acum că un parametru ar fi fluxul de energie pe care pot să îl transmită. Problema e la cine ne raportăm. Adică există un flux de energie pe care poți să-l poți să-l emiți din maximum tău, adică dau drumul la lumină. Perfect. Dar nu știu să-mi activez mâinile. Eu aș putea să transmit 100%. 100% a mea. Dar nu e a ta, lua la lua. Dar eu din 100%, din 100% a mea, de fapt, nu pot să accesez decât 60%. De ce? Și aici trebuie să vezi de ce. Dar asta e pentru terapeuți, pentru maestri, pentru aia. Sau, peste ce entități negative ai trecut tu? Câte legiuni? E tot pentru maestri, nu e pentru oameni. Tot pentru inițiați. Sau, ce entitate ești tu capabil să sublimezi în 24 de ore? Sau câte entități poți să... De ce e important? Păi, foarte important. Păi, de ce e important? Dacă ar trebui să ții post 20.000 de zile ca să faci 20.000 de galbeni, ca să vindeci un om care are o tumoră de rinichi, ei da banii ăștia? N-ai avea cum. Că trebuie mai întâi să ții 20.000 de zile de post negru sau să iei. Dar dacă sublimând o entitate negativă produci 1.000.000 pe zi, poți să dai 20.000. Și atunci poți să faci minuni. Nu? Cam asta e. Tot se plătește. De fapt, vindecarea ce înseamnă? Vindecarea unui om, boala unui om, înseamnă că tu plătești pentru el. Da? Punct. Cât? Cât vrea ăla. Cine? Băiatul ăla la care e dator omul. Cămătarul ăla la care e dator omul. Și ăla că și-a luat bani, i-a plecat. Și ce se întâmplă? Ghiși ce se întâmplă? S-a vindecat. Haideți să vă păsesc că era o tipă... N-am avut numai probleme cu doamna asta. Mi-a întârziat la toate alea și după aia am realizat că la într-o viață mi-a fost nevastă și eu plecam la vânătoare pe vremea că eram vânător și ziceam că vin, m-a așteptat drăguța cu mâncarea și eu mai vedeam după vreo 3-4 zile. Dar cum mi-am dat seama? M-a sunat, a zis că să-i fac programare pe mea, făceam programări singur. Și n-a venit. Și eu sunt. Și m-am uitat cu desăvârșire. Bun. Ia terapeut. După aia se zice, m-am programat din nou. Am programat-o? N-a venit. O sun. Trebuia să veniți la mine. Domnule doctor, să mă picați. Dar era sincer. Da. M-am luat cu pacienții. Cu... Făcea dezlegări de alea cu ouă, cu îi punea pe ăștia, deveneau cu 5 ouă, cu o căciulă și cu un borcan. Și descânta, stăteau ăștia în cerc, îi descânta și după aia îi punea să caute, să spargă ouăle în borcan. Și înăuntru găseau mercur. Adică de-astea, demonstrativ. Dar bună și puternică pe ce făcea. Și mama mea vine trei ore, a venit, dar a întârziat vreo 2 ore. Și am stat, m-am dus frumos, că învățase, știi, m-am dus frumos să reghez, hai să vedem ce e tantia asta. Și m-am dus, când a venit, am zis, bă, am descoperit, îmi pare rău, îmi cer iertare, habar n-avea, deci ea era nouă. Să vedeți ce s-a întâmplat. Tipa asta făcea, era foarte bună pe terapie. Și cum s-a întâmplat? Se trezește odată, s-a dus la doctor, că nu știu ce avea, și descoperă un hotkey. Descoperă un gol și se spune. Și s-a dus acasă mai să moară. Și într-o noapte s-a trezit cu Jesus. Și a zis, dacă te vindești, te ocupi de oameni? Și a zis, da. Și mi-a povestit cum a venit și a dat.
Dar a plătit cineva pentru ea. Și da, e terapeut acum, a făcut și kinetul. De-aia, de filme. M-am povestit, n-am avut, pe vremea mai făceam niște emisiuni. Am fost și eu mediator la un moment dat. Și n-am avut să spună pe post. Dar a avut. Și a scos-o Jesus. Din cacao. Bun. De asta zic, cineva trebuie să plătească pentru mine. Vindecările. Că e sfânt, că e popă, că e cineva plătește pentru tine. Țineți minte treaba. Și dator. Ce anume? Rămâi și dator după ce a plătit pentru. Da. Rămâi dator. V-am zis cum să ne... Cea mai bună formă de curățare a sufletului este tot rugăciunea și postul. Sau când te duci și te curăți altul. Oamenii nu știu să aprecieze, știi? Când te duci la un terapeut care știe să-ți curețe sufletul, în realitate el îți asumă și plătește pentru tine. Și eu v-aș întreba, cât valorează curățarea sufletului vostru? Dar oamenii nu sunt conștienți. Am uitat odată o doamnă la mine și zic, mai aveți 70% din suflet. Ați pierdut 30% din suflet. Zice, mai am 70%. O las, o las, se termină ședința și mă întreabă cât mă costă. Zic, cât câștigați? Îmi zice, 30%. Așa mult? Păi zic, nu mă rămân 70%. Și zice... Și zic, bine, nu i-am luat asta, dar zic, vedeți cum gândiți. Când e vorba de bani, 30% înseamnă mult. Când e vorba de suflet, 30% înseamnă puțin. Unde e adevărul? Deci a picat fața. Și atunci, tot ce ține de sufletul vostru, nu e vorba de terapie de la mine sau... Nu, tot ce ține de sufletul vostru, știți că e inestimabil. Eu prefer să las de la mine. Deci și într-o datorie, și într-o aia, prefer să las de la mine. Decât să fiu eu dator, pentru că eu știu că nu iau sufletele altora, știi? Că nu mă interesează, că știu că pot să fac eu. Dar nu toți gândesc așa. Și atunci, când e vorba de sufletul vostru, trebuie să lăsați de la voi. Vă spun, nimic nu merită. Cum se bat când îi văd, că se bat pe averi când se divorțează, că... Eu am lăsat. Nici acum nu sunt conștienți că și-au făcut niște greșeli, că au făcut niște probleme, că în momentul în care tu iei banii, tu pierzi din suflet. Eu am vrea. Ar vedea. Eu sunt de la... Cât mă costă să văd dacă mi-ești prieten sau nu? 50 de mii? Ia 50 de mii. Pe cuvânt. De ce? De banii faci. Dacă ai suflet. Banii faci și dacă nu ai suflet, dacă vrea Dumnezeu. Poți să n-am nici un pic de suflet. Și să zicem că l-am pierdut pe nedrept. Dacă vrea Dumnezeu, mâine am de toate prin cineva, pentru că așa a rânduit Dumnezeu. I-a zis, ăla, du-te la Argeșanu și ajută-l. De ce? Așa vreau să-l ajut pe ăla, că ți-am dat ție, ajută-l pe ăla. Așa face Dumnezeu, deci. Că știu, l-am studiat, vă dați seama. Deci dacă vrea, deci motivul pentru care eu nu am ceva ce îmi doresc este pentru că încă nu e sau nu e bun pentru mine sau nu e momentul sau... Dar el mâine, dacă ar vrea, ar zice, dar de cine? Uite, m-am hotărât și mâine îți iau o mașină de Formula 1, două, că poți să te și antrenezi și... Bani să te antrenezi cât vrei tu. 10 seturi de gume, benzină, echipă, tot ce vrei. Poate. Și timp și de toate. Ai înțeles? Sunt absolut convins că fac. Sunt absolut convins. De ce? Pentru că, știi, când citești conversații cu Dumnezeu sau l-am citit pe un tip, am văzut o emisiune despre un tip care a început să crească orfani în Anglia. Și ajunge să fac unul dintre cele mai mari orfelinate din Anglia. În perioada de criză, deci vreau să spun că avea nu știu câți copii
Că a început să case, a luat casă lângă casă, lângă casă, lângă casă și tot băga copii acolo, până s-au săturat vecinii, că erau prea mulți copii, îți dai seama ce scandal era totuși, că erau mulți. Și povestea cum, într-o zi, n-avea să le dea nimic de mâncare. Nimic! Deci copiii se așezaseră la masă și n-avea nimic de mâncare. Și se așteptau toți ce ne face și se uitau la el. Și el zicea, bă, Dumnezeu. Și la ușă. Și a venit brutarul, zice, nu știu ce m-am trezit cu două ore înainte să fac de pâine la copii. Și am adus pâine. A venit unul cu gem. Unul cu lapte. Deci n-avea nimic. Dacă vrea el. Și atunci, poți să n-ai nimic. Dacă vrea, îți dă. Punct. Eu am văzut-o pe asta. Și atunci pe mine nu mă miră. De atât dacă... dacă faci ce trebuie, știe să răspătească. Întotdeauna pe mine, cel puțin, m-a răspătit cu lucruri mai mult decât mă așteptam. Mai, mult mai mult. Din toate punctele de vedere. De asta zic că nu... Singura problemă la Dumnezeu că nu are destui oameni, asta pot să vă spun. Pentru că i-am reproșat o dată că cam trage de mine. Și ce mi-a răspuns? Zice, da, e adevărat, dar n-am pe cine. Acum încep să apară și alții care să mai plimbe. Și atunci am mai scap. Dar deci când vrea Dumnezeu, găsește modalitatea prin care trece peste problemele karmice, astfel că îți oferă un lucru la care nu ai drept. Deci, aici, aici. Eu n-aveam dreptul să fac școala de pilotaj la Monza. La vremea nici nu știam de ce mă duc. Pe cuvântul meu. Și a venit un italian, nevastă, ea avea probleme. N-am putut să ajut foarte mult, tot așa. Avea o scleroză multiplă. Și m-au invitat la Monța și m-am dus și mi-a făcut școală. Și că dacă vreau, m-am ajuns acolo, nu știam ce caut. Pe cum m-am dus ca o gâscă. Bine, mi-a folosit, dar nu știam de ce am venit. Nu aveam maturitatea, nu aveam... M-am dus, am făcut, mi-a prins, bine. Dar asta ca să înțelegeți. A venit omul... Bonus, adică, fără da. Motiv, îmi spui că n-aveai dreptul pentru asta. Da, nu, deci nu eram la momentul să mă duc eu să fac. Păi da, știi cum e, ai dreptul? Dacă ai bani. Și n-am bani, n-aveam bani de școală. Păi, nu neapărat un ban, ți-a venit într-o altă formă, dreptul. Nu, îmi spun eu. Dreptul bănesc, dreptul legal, divin, aia nu era. Dar Dumnezeu poate să-și înteste treaba asta. Adică, cum se întâmplă la persoane care nu au drept divin, nu știu ce, dar îl iau prin căsătorie. Sau îl iau prin prietenie. Sub o altă formă. Bine, îți dă Dumnezeu, dar chiar dacă tu n-ai avea voie din punct de vedere al îngerilor karmic, mă refer. Din punct de vedere divin. Că dacă îți dă Dumnezeu, clar... Bun. Deci, karma de la fel. Nu vă așteptați și niște ce, că e mercur, că e apă de mort. Toate au programe negative. Pe momentul ăsta să anihilezi programele negative, indiferent de ce sunt, pe unde sunt. N-ai nicio importanță. Că e apa de la aia sau e apă. Că toate sunt la fel. Când intervin viața copilor tăi, le strici feng shui-ul. Le strici soarta. Pentru că dacă el face ce vrei tu, nu să facă ce simte el, îl întorci din ceea ce simte el să facă, trebuie lăsat să facă. Aia e calea lui Dumnezeu pentru el.
un alcoolic care este opresat înseamnă o posesie, înseamnă un demon mare. De obicei, karma mea de pe părinții mei. Cel mai simplu să scape un alcoolic de paza asta este să dai de mâncare, de pomană pentru el, mâncare și alcool. Adică imaginați-vă că alcoolismul este un impuls interior foarte puternic, nu se poate stăpâni. Cum scade acel impuls? Da? E o energie. De cele mai multe ori un strămoș alcoolic. Da? Și atunci ce fac ca să le eliberez pe el de strămoșul alcoolic? Mută alcoolismul în altă parte. Cum? Îl împart la mai mulți. Imaginați-vă că impulsul de a bea al unui om se împarte la sala asta. Crezi că o să bem un par de vin, o să bem un par de bere, unul un coniac, unul o vișinată. Dacă dau unul 10 litri, mai bine beau toți. Păi beau toți câte un pic. Și atunci pleacă de pe el. E ca și cum mai scoate din priză. Și scade și începe să-și revină cu mintea. Trebuie să-i dai puterea Îngerului Păzitor. Deci e clar că demonul care vine peste el este mult mai puternic decât Îngerului Păzitor. Și trebuie să crezi puterea Îngerului Păzitor. Apropo de protecție, să ai Îngerul Păzitor puternic. Care? Cum se dă puterea Îngerului Păzitor? Prin tot ce faci bine. Că ești citit la mai multe mănăstiri. Că se roagă alții pentru tine. Că ești ctitor. Pe mine m-a pus Părintele Pantelimon ctitor la mai multe mănăstiri. Mă punea Du-te și acolo. Zic, părinte, dar pentru ce-mi trebuie? Zice, dacă și e foarte bine, zice, admițând că faci prostii. Zice, nu. El vorbea, la sfârșitul vieții tale, dacă te duci unde nu trebuie, măcar te scot la liturghie. Și te mai primi și tu. Sau, iar, și da, mai e o chestie. În momentul în care ai făcut o penie, da? Și ești vulnerabil din cauza prostii. E, în momentul în care se roagă pentru tine mai multe mănăstiri, evident că scad puterea răului care este asupra ta. Să zicem că ți-ai luat-o, apropo de atac, și ți-ai luat-o azi. Perfect, e acută, te doare, mă, dar nu te omoară. Da? Haideți să vă povestesc ce am pățit. Am ținut o conferință la Deva, filmat. Și conferinței mi-a venit din spate, în față, de m-a cocoșat. O energie așa. Deci am rămas fără aer. Mă rog, am făcut ce trebuia, îmi vorbeam, mă uitam să văd cine e, i-am dat-o ca să... am scăpat. Dar mi-a rămas aia în spate. Bă, și n-am scăpat. Și de acolo, de la Deva, am plecat, aveam, țin minte, că circuit la Târgu Mureș. Și am ajuns cu o zi mai devreme și cu Lucian zic, bă, hai să mergem prin mănăstiri, că eu nu mai pot. Și am apucat să mergem prin mănăstiri și am ajuns la o mănăstire la Maslu. Deci vreau să spun că erau niște preoți buni. Era o mănăstire de asta unde era un din ăsta de bătrâni, un azil, mă rog, se ocupau de bătrâni. Și făceau Maslu, cum era vine. Deci vreau să spun că am stat, n-am apucat să stau de două ori să ne... Mirun, că n-am mai așa. Deci vreau să spun că după a doua mi s-a dus cu totul în spate. Și atunci, important e, într-un atac psihic, e important să supraviețuiești. Primul pas, să trăiești. Și asta presupune să iei energia, să o transformi, să o duci în mai multe feluri. Una dintre cele mai bune forme este să te duci să faci pipi pe ea. Adică pui pipi pe locul unde te doare. De ce? Bă, aia oprește atacul. Că e înger, că e demonul, îl oprește. Dacă e nor, nu te afectează așa de mult. Pentru că poți să o sublimezi, dar e problema că te omoară aia care e în punct. Și primul pas, pui mâna, începi să te rogi. Și după aia cea mai bună formă, tot pipi e, să știți. Făceam la un moment dat un curs de combat și aveam o doamnă general. Și doamna general. Dragoș, eu pe aia cu pipi, nu. Eu zic, doamna general, înseamnă că n-ați suferit destul, suficient. Trec vreo două luni după ce am terminat cursul și sună telefonul. Dragoș, Mia, mă rog, cum o zice, știi faza cu picătura? Zic, da, domn, s-a rezolvat. Deci,
că nu știi ce înseamnă un atac psi, crede-mă. Un atac psi care ai iminența morții și atacul de inimă, pe inimă. În atacul de inimă omoară două lucruri, frica și durere. Crede-mă, ești în stare să-ți obei singur. Ca să scapi. Dacă nu aveți psihotronică, nu o să fii niciodată m***. Deci, psihotronică nu poate să în punct. Da? Arma psihotronică întotdeauna va, în primul rând, un atac psi are o intensitate după care scade, pe când o armă psihotronică întotdeauna va avea platou. În altă ordine de idei, arma psihotronică merge la nivel de materie, deci atacă, deci mută electronii liberi de pe strat inferior pe strat superior, că vine cu fotonii, da? Și atunci distruge materia. Da, aia. Dacă faci și o cure invers, dacă iei H500 sau diverse care conțin antioxidanți, scapi. Problema e că nu-ți dai seama că tu o simți ca pe o lumină și eu mi-am furat așa pentru că, mă rog, din cauza faptului că mă punea lumea la liturghie, eu nu, duminică seară, nu mai eram eu atent că vine multă lumină. Și atunci când mi-am luat-o, mi-am luat-o pe țesut care era deja distrus. Și după aia am realizat. Și nu realizam dacă nu se rupea fibre musculare. Și la un moment dat m-am dus mâna să fac nu știu ce și am început să fac fibre musculare ca și corzile. Taung! Fai, doar ca naiba. Dar cel mai mult m-am speriat că nu știam ce mi se întâmplă. Adică să duci mâna undeva și să-ți rupă o fibre, să te miști, să-ți rupă în partea asta. Adică a fost îngrozitor. Norocul meu că am un prieten care e acupunctură și ăsta când am ieșit să-mi pună ce zice, bă, zice, tu n-ai electron liber. Că îți dai o dehidratare și așa și zic, într-un sfert de oră, mi-a trimis șofer, am luat-o într-un sfert de oră, dansam prin casă. Adică la nivelul ăla e. Dar asta e, arma psihotronică nu te omoară dintr-o dată. Aia e problema. Te destructurează. Și începi să scadă. Dar cei mai lucrează, nu te afectează. 5G-ul o să afecteze pe ea mai slab. La un moment dat, haideți să vă explic. Când am la începutul terapiei, nu aveam voie să lucrez pe bolnavii de cancer care făceau chimio sau radio. Asta, cred că a fost vreo 6 sau 7 luni. La un moment dat, mi s-a dat voie și mă întrebam de ce. Emisia mea era mai mare decât emiteau ei și atunci am putut să trec peste fotonii pe care să scot lumina aia și să o refac ce trebuia acolo. Pentru că acolo intra o lumină care distruge și restul și trebuie scoasă. Da. De asta spun, atac psihic, că e pe aparat, atunci trebuie să distrugi aparatul. N-ai rost să discutăm. Dar crede-mă că și acolo e. Vedeți ce înseamnă să nu știți creștinism? Știți pilda adormirii, de la adormirea Maicii Domnului? Cu evreul? Nu v-ați uitat niciodată la icoana cu adormirea Maicii Domnului? Atent! La icoana Maicii Domnului, la adormirea Maicii Domnului, este Maica întinsă pe chestia aia, un evreu în genunchi și mâinile lui tăiate și lipite de... Știați? Da, păi dacă nu vă uitați. Uitați-vă și o să vedeți. De fapt, ce s-a întâmplat? El... Deci ăștia spuneau că e Maica lui Iisus și i-a zis, aia e tâmpenii Maica Fiului Dumnezeu și mai știu eu ce. Și atunci, las că ți-a arăt eu că nu e nicio Maica. Și s-a dus să dărâme. Să-i dărâme, că o duceau pe om, nu știu cum se cheamă chestia. Și s-a prins cu mâna să o dea jos și în momentul secundă a venit Arhanghel Mihai și a tăiat mâinile. Și atunci și-a cerut iertare și una dintre minunile Maicii Domnului. Voi nu știți minunile Maicii Domnului? Există o carte care se cheamă Minunile Maicii Domnului și e trecut acolo. Și atunci a venit și atunci ăsta a zis, te rog să mă ierți așa și a lipit mâinile la loc.
Că aia e frumos. Că l-a și vindecat. Și l-a crezut. Da, te, mâine a fost tăiată de arhanghelul mie. Păi, credeți-mi că mă s***ești. E, același lucru poate să facă arhanghelul Mihail și cu un aparat. Care-i condiția? Să aibă putere. Să aibă putere mai mare decât aparatul. De la cine? De la mine? Nu, de la Dumnezeu. De la cum se vindecă umbra din emoțiunea rana de abandon? Umbra conține toate programele voastre negative, tot înțeles greșit. Toate păcatele voastre din karma voastră, mai conține și karma de neam. Și sub personalitățile și personalitățile paterne. Și toate rănile emoționale. Deci vindecarea umbrei necesită vindecarea rănilor emoționale, necesită vindecarea tuturor ideilor proaste din capul vostru, din viața asta și din alte vieți. Simplu. Și asta se face prin educație. Adică toate superstițiile, toate credințele false, toate ideile greșite, tot ce aveți scheme de gândite, toată educația proastă de la părinți, din biserică, că și acolo învățăm o grămadă de lucruri tâmpite, nu? Proaste, adică greșite, neadevărate. Toate astea sunt la nivel de umbră. Ei, în momentul în care schimbi, mie e frică să calc pe un canal de 4 cave, cu 4 găuri, că am ghinion. E acolo la nivel subconștient. Mie e frică de pisica neagră, e acolo la nivel de subconștient. Mie e frică de găleata goală, e acolo la nivel de subconștient. Ați înțeles? Nu mă întorc așa. Aveam pe cineva, zice, când mă duc acasă, eu sunt, de ce sunt obișnuit așa? Pentru că eu dacă am avut cal în toate viețile mele, când te duci cu calul la cârciumă, duci calul cu fața sau cu spatele? Nu și nu legi calul de bara de la bar? Păi și atunci eu când sunt obișnuit să mă duc cu mașina? Cu botul sau cu spatele? Cu botul. Da, am pe cineva, zice, cum? Tu pui mașina cu botul? Zic, da. Păi ăsta e ghinion. Eu o pun întotdeauna cu spatele, să nu plec dimineața cu spatele. Bă, dar tu când ne luai calul, că era legat acolo, când erai cu calul legat, da? Și te urcai. Da, dădeai calul jos, nu? Te urcai pe cal. Nu după aia plecai prima oară cu spatele. Să nu-i meargă rău. Ați înțeles? Deci, nu, mașina se pune cu spatele. De la bobe citit. Niciodată. Eu intru cu botul întotdeauna. Bine, mai bușesc bara de jos, că senzorul nu ajunge. Și atunci a mea de jos e bușită grav, așa că m-au zis ăștia. Aoleu, ce mașină asta. Păi, dar să te pui că sunt în porturile noastre. Ați înțeles? Astea sunt toate superstiții. A, sunt și semne. Trebuie să faci deosebirea între semne și superstiții. Adică sunt. Bun. Și atunci, trebuie să știi care sunt rănile, trebuie să știi care e cauza rănilor și de obicei să știți că rănile astea se duc până la începutul venirii noastre în planul material, adică de la căderea luciferică sunt. Trebuie să te ierți pe tine, trebuie să-L ierți pe Lucifer, trebuie să-L ierți pe Dumnezeu, trebuie să-L ierți pe Maica, trebuie să-ți ceri iertare de la fiecare, de la Dumnezeu, că l-ai trădat, depinde de unde ești. Ori ai greșit față de Dumnezeu Tatăl, ori ai greșit față de Maica, ori ai greșit față de Lucifer. Față de cineva ai greșit. Ai înțeles? Tot ciuca bătăiești. Și atunci treaba ta e să-ți ceri iertare de la toată lumea, să te împaci cu toată lumea. Dar vă zic, eu am mers de aproape și am ajuns la căderea luciferică cu rana mea. E rana mea de trădare. Să vedeți ce mișto e rana mea de trădare. Tot timpul s-a întâmplat să ajung în următoarea situație. El, ea. El, acela, ea, mă rog, găsește pe cineva, divorțează. Eu, martorul ei. Ăsta era șeful meu la un moment dat. El, ea, prieteni. Evident, el lua toți banii, ea rămânea fără.
el, altă situație, ia el, mă rog, ea descoperă că el o înșală, în toți anii de căsnicie a avut perfect încredere în el, el o punea să semneze la propriu, da, și de milioane, deci nu așa, și se trezește că mai are un apartament sau două. Înțelegeți? Și el pleacă, bă, și eu o ajut. Bă. Și tot timpul sunt zice, bă, ce n-ai, mă? Și ne-am seama că e lecția mea, lecția trădării. Da. Dacă în trecut am greșit de data asta, am stat să mă gândesc dumneavoastră de orice fac și a trebuit să o fac pentru că era cel mai greu lucru de făcut. Cel mai greu lucru de făcut este să rămâi cu ăla care nu e cu bani. Cu ăla cu bani. Dar a fost interesant și după aia am zis, bă, dar de ce mi se întâmplă mie numai asta? Adică pentru că am de la început chestia asta cu doamne, doamne care a rămas cu lumina și maica care a plecat cu băieți. Bun. Ce înseamnă să te naști cu cordonul miniat în jurul gâtului? Păi, din punct de vedere energetic, ce poate însemna? Cordonul înseamnă și energie, da? Deci copilul are un cordon în jurul gâtului. Asta poate să fie karmă de neam sau poate să fie lipsa propriei dorințe de a trăi. Atunci. Sau poate să fie un spirit din trecut, din viață, din karma care s-a sinucis. Bun. Ce vreau să înțelegeți? Măi, dacă astăzi înțelegeți că nimic nu e realitate negativ și că tot ce este negativ, indiferent cât e de mare, poți să-l transformi în sens pozitiv, că magia, karma, tot ce vine pe voi, atacul psi, haideți să vă păzesc. Deci mi-am luat-o grav. După ce a apărut atacul psi, mi-am luat-o grav, grav, grav. Știți cum? Vedem așa, deci mă îngropaseră toate gândurile. Că, mă rog, țiganii, că nu știu ce am făcut, că masonii, că biserica, deci toată lumea era a reușit să se supăr pe toată lumea. Și mă gândeam, ți voc. Vorbiți deci de șamani, deci mă lasem de tot. Și atunci am stat și am zis, bă, este o pildă, știți pilda cu broscuta? Cu cele două broaște care cad într-un borcan cu smântână sau cu nu știu ce era, într-o găleată cu smântână. Una zice, a, tot mă înnec. Și nu mai dă din picioare. Și moare. Și aia altă zice, bă, eu încerc să supraviez. Și începe să dea în picioare, știi? Dă în picioare și începe să aleagă untul și la un moment dat să urcă, știi? Pe unt și să salvează. Morala! M-am gândit, bă, trebuie să mă să fac. Și atunci, în loc să am început și lumânări, și sport, astfel încât să anihilez toate alea. Și în timp am descoperit că toată energia de fapt pe mine mă împiedica, o transformam. Deci eu acum le mulțumesc. Dar energia aia a întunericul ăla și faptul că a trebuit să dau din picioare mai mult decât alții a transformat întunericul ăla care venea pe mine toată lumea în propulsii. Bun. Deci ideea este aveți toate datele să transformați tot ce aveți negativ pe voi, că e magie, că e karmă personală, de neam, de aia în propulsie. Puteți face asta și cu copiii vostru? Bineînțeles. Am un copil. Nu știu cum să-l ajut. Habar n-am. Copiii sunt imprevizibili. Și atunci, îi aprind o lumânare. Pe binele suprem pe care lui care o fi rând de Dumnezeu. Habar n-am. Dumnezeu știe. Să-l ducă Dumnezeu pe care lui, să-l găsească. Mi-a prind o lumânare să-și găsească calea. Mă smeresc. Doamne, eu nu știu. Habar n-am ce să fac cu el. Îl las în seama ta. Nu mai fi frică. La un moment dat, unul dintre părinții mei vrea să ducă la țară.
Și acolo o zonă de aia cu magie, cu descântători, cu... Și nu prea eram de acord, știi că nu mă lăsa inima. Și doamne, doamne, Dragoș, da. Te-ai văzut la țară, nu? Da. Mai știi vrăjitoarele de la țară? Zic, da. Da, pe mama cuiva foarte apropiat, care se ocupa de magie, de m-am dus la ea cu un prieten și ne-am dus să luăm lapte, să avea molcele cu lapte. Și când am băgat lingura într-o de-asta, sub caimacul ăla, erau numai câlți, păr, fecale, deci făcea magie de aia să ia cheagul la vaci. Cineva apropiat. Ați înțeles? Și zice și cum a fost? Foarte frumos. E, las, nu-i se întâmplă nimic. Nu mai fie frică. Magia nu te poate afecta decât atât cât îngăduie Dumnezeu. Imaginați-vă că magia este un hăț pe care Dumnezeu îl lasă ca să conducă lumea. Vine la trage cu hățul și Dumnezeu în partea asta. Trage în partea asta. În partea asta. O îngăduie. Nu produce, dar o îngăduie. Dar Dumnezeu are această înțelepciune să folosească, că eu am înțeles, am încercat să înțeleg înțelepciunea Dumnezeu. Dumnezeu are această înțelepciune să folosească răul în sensul binelui. Până și răul meu l-a folosit în sensul binelui. Și orgoliul meu l-a folosit. I-am scris din orgoliu. Am făcut ce am făcut foarte mult din ego, pentru că vreau să fiu recunoscut. Să fiu miez. Am știut și eu asta, am știut și el asta. Nici eu nu-s fraier. Adică mă mai prind și eu. După de-aia seama, îl studiez de prea multe vieți ca să nu-l înțeleg. Un pic. Măcar un pic să-l înțeleg. Gândește. Și de-aia mă amuză. Eu să vă zic, arta este să folosești a surveat în casa surprizelor. Ha? Aia cu butoaiele care se rotesc cu aia. Da? Păcat. Mergeam când eram mic și cel mai mult mă frapau nu butoaiele. Erau două scări care nu se mișcau decât așa și așa. Decât așa. Cu trepte. Și tu trebuia să urci. Și atunci tu trebuia să pui piciorul și următorul picior pe scara aia când urca. Pentru că altfel coborai, era în contratim. E, așa orice treabă, orice lucru poate să fie folosit în dreapta. Exemplu. Bun, magia asta spune frână. Corect, mi-a pus frână îngrozitor. Băi, știi ce greu era când mă duceam luni la antrenament la maestru? De câteva ori am zis că nu mă duc. De ce? Păi dacă am dormit două ore, unde să te duci, te antrenezi? Dar de cele mai multe ori mă duceam. Luam niște cafea, luam niște vitamine, luam... Și mă duceam la antrenament. Și... De ce? Pentru că în sport se practică ceea ce se numește antrenament cu îngreunare. Adică... Te poți să alegi jos stadionul. O să vezi că după perioada de timp devine simplu, da? Dar ea mai pune o vestă de 10 kg pe tine. Nu o să mai poți să alegi 10. Corect? Alegi 5. Dar dacă alegi pe alea 5, alegi pe alea 5, alegi pe alea 5, după ce dai vestea jos, o să vezi că alegi 12. Ați înțeles? În realitate, tu nu alegi 5. Tu alegi mai mult. Ai înțeles? Și am zis, bă, dar de ce să nu trag eu de mine un pic? Și trăgând de mine un pic, în momentul în care am crescut și am avut momentele în care nu mi-au făcut nimic, atunci zba! Și nu trebuie să ciupești decât de câteva ore. Adică poți să o lălăi un meci întreg. Știți cum e în fotbal? Bă, dar trebuie să dai golul ăla. Poți să o lălăi, să joci ca o cizmă 90 de minute. Mă, dacă în minutul 91 dai golul, ăla e tot. Ăla e meciul. Ați înțeles? De-aia e important să învățați că orice lucru care, și nu vă mai fie frică de frână, în momentul în care eu ajung la un rezultat,
având mai multe obstacole decât altul care ajunge la același rezultat, dar fără să aibă nicio problemă, eu sunt mai bun. Vă e clar? Da. Și atunci, nu mai fie frică de ele. Treceți peste ele, e bonus. Mai deci, e bonus. Adică fiți așa și mică, să știți că toate se transformă în bonus la un moment dat. Te doare, asta e bonus. Și puteți să faceți foarte multe. Gândiți-vă că puteți să faceți foarte multe. Apropo de, vă spuneam, bă, o lumânare, ia pe niște o lumânare de 50 de bani. Mă rog. Dar gândiți-vă că vreau să obțin chestia asta. Pentru asta fac și sport, pentru asta mă și rog, pentru asta aprind și lumânări, pentru asta și consacru acțiuni, pentru asta fac divers, mă rog, dragon, demon, ce mai știm să faci. Trimit lumină, ajut oameni necondiționat. Da? Îl ajut pe Dumnezeu din oameni fără să cer nimic în schimb. Nu întotdeauna iau bani. La cabinet iau bani, pentru că aia cabinet. Da, mă întâlnesc afară, mă întâlnesc la cafenea, mă întreabă pe Face. Poți să răspund sau nu? Câteodată răspund. De ce? De aia. Pentru că eu bil alb. Înțelegeți? Și atunci pot să fac foarte multe lucruri pe care să construiesc dorinței mele. Și asta e da. Și cu cât pun mai multe pietricele la un moment dat, se lasă, iese. Și asta e tot. Asta înseamnă că dacă n-ai obținut acel lucru, înseamnă că n-ai plătit destul. Fie prin muncă, fie prin altceva. Prin bani sau prin aur spiritual. Da? Bine. Totul e informație, energie, particule și spirit. Că e pozitiv, că e negativ. Orice înseamnă particule, informație, energie și spirit negativ se poate transforma în pozitiv și viceversa. Și atunci transformați tot ce este negativ în sens pozitiv. Acum aveți toate datele să faceți treaba asta. Nu mai aveți o scuză. Și în realitate e tare simplu. Vă duceți frumos la sală, da? Și o să vezi că dacă vă duceți să faceți bicicletă 10 minute, o să fiți varză. Da? Când sunteți varză, înseamnă că nu mai aveți niciun pic de energie negativă din voi. În voi. Punct. Să știți că cu cât un om poate să facă mai mult efort fizic, înseamnă că cu atât este mai încărcat energetic. Deci cu atât poate să stăpânească mai mulți demoni. Asta înseamnă încărcare. Am văzut dat o secvență, era un interviu al Cassius Clay. Și era Cassius Clay, bine, am mai multe chestii de astea și atunci îmi dau seama. Și era un reporter care venea până la umăr. Și ăsta se face că îi dă un pumn lui Cassius Clay în bruntă. Ăsta tocmai ajunsese campion mondial. Și Cassius Clay zice, nu da, că nu sunt antrenat. Băi, ești nebun? Adică cum trebuie să te antrenezi dacă era un pișpiric cu chelie și grăsun așa. Și după aia am ajuns în Thailanda, am făcut antrenamente și după, am făcut 3 săptămâni de antrenament sau 4, nu mai știu, 3 săptămâni și după aia mi-am luat pauză. Și la sfârșitul, mă rog, se făcea o festivitate și am venit trenerul meu la mine și mi-a dat. Deci în momentul în care a dat, s-a blocat stomacul, deci abdomenul, puf! Deci când știți cum se închid alea porțile de la bănci. Duf! N-am simțit nimic. Și făcea nici eu nu știam. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă antrenament. Încărcare cu cinci greu. Și că în fiecare zi venea cu o minge de alea medicinală și ne dădea un abdomen. Bam! Bam! Tu făceai abdomenul. Bam! Deci făceai un abdomen. Zbaf! Îți dădea o minge. Iar făceai zbaf, o minge. Până când, ca în Silvester Stallone. Și atunci mă, și când vezi pe tine, parcă ești așa, altfel. Dar în realitate sunt doar metode de încărcare. Punct. Și atunci,
când te duci și faci sport, îți dai seama că nu mai e nimic. Iar magia prin sport, că asta e drăguț, că mă întrebam de ce sunt mai greu de lengat sportivii. Tocmai pentru că ard. Ard. Dacă se antrenează și facă lume, ard. Au ard programele negative. Când mergi la ardere, adică că dai totul din tine, atunci se arde ce înseamnă energie negativă. După aceea se face încărcare. Antrenamentele, de exemplu, vara, sunt făcute să faci încărcare. Și după aceea, în timpul anului, se face doar menținere. Dar antrenamentele sunt alea care dezvoltă puterea interioară. Bun. Deci, morala. Aveți toate datele să practicați. Ce? E greu? E greu să spuneți tatăl nostru să citiți o rugăciune, e greu să aprindeți lumânări, e greu să faceți niște biciclete 15 minute la o sală de sport, e greu să mergeți la o masie să aprindeți lumânări, să înțelegi că mai mult de o lumânare înseamnă mai multă energie și că una e să aprinzi o lumânare de la Fatima, care e așa, și alta e să aprinzi una 50 de bani de la mănăstirea Dealu. Că ai noștri încă n-au înțeles ceea ce doamnele au înțeles de foarte mult timp, că dimensiunea contează. Și nici bărbații n-au înțeles asta. Ați înțeles? Sorry. E foarte simplu. Să transformați totul în modus vivendi. Copiii, ați văzut, când au probleme, nu mănâncă. Pă bune, voi când aveți probleme, vă băgați în frigider. Copiii, nu mai mănâncă. Punct. Nu mai mănâncă. Refuză hrană. Se intră în post. Animale, nu mai mănâncă. Numai noi, intrăm în frigider când ai o problemă. Ea nu mai mânca. Să vezi. Și toate alea, rugăciunea, postul aia. Să înveți să folosești simbolul reghe. N-am mers pe simbolul reghe, că nu era sensul de asta. Dar toate, gândiți-vă că fiecare sistem are metode de protecție și metode de atac. De atac! Metode de protecție și metode de atac. Metode de protecție. Fac rama de protecție. Perfect. Fac rama în fața mea. Ok. Dar ăla, dacă mă atacă și fac rama către el cu seriele, ce se întâmplă? Ăla să duce să ce să-l binecuvânteze sau îi dă o sabie în cap? Ați înțeles? Deci caruna, de la nivel de caruna 1, oricine are sisteme de protecție. Corect? Corect. De la Shambhala ai acces la flacăra arginii violetă. Păi ai un demon, ai flacăra arginii violetă. Păi el stă. Când învățați despre spiritele focului la combat, credeți că stă vreun demon pe spiritele focului? Voi ați sta dacă vă trimit? Vă scrumez pe picior. Vă scrumez. Stați? Fugi ca dracii. Ia gândiți-vă că vin 10 țigări aprinse. 100 de țigări aprinse pe voi. Stați? Și atunci stă un demon în fața spiritelor focului. Dar trebuie să ne gândim un pic așa. Luptați între persoane care au aceeași pregătire? Niciodată. Adică dacă mă atacă o persoană care o văd, o știu, nu. E cald liberul arbitru, dacă o atac? Nu. Dacă ea te atacă... Dacă ea te atacă... Nu, trebuie să vezi dacă nu e plată karmică. Nu, sorry. Da, și doi, ai voie să contraataci. Era o discuție dacă, ce se întâmplă dacă dai, că eu, mie mi se spunea că eu lovesc disproporționat față de atac. Există și în legislație umană chestia asta. Dacă răspunzi disproporționat la o... Păi și o altă instanță, a venit gâsca asta de 1,70 m și 60 de kg și mi-a dat un pumn și eu am 100 de kg și am fost boxer. Ce fac? Stai un pic să te lovesc cu aceeași putere? Așteaptă o secundă să reglezi. Bam! Bum! Aia e problema. Să nu-l omori. Dar oricum ești pasibil de pedeapsă. La noi ești pasibil de pedeapsă.
Dacă tu ai făcut sport și vine unul și dă în tine și i-ai dat una, tu ești pasibil de pedeapsă. Da. Ceea ce nu-i corect. Adică nu-i corect. Adică vine unul, te lovește, de ce faci? Stau, că ce? Că am făcut sport? Nu eu. Cum a fost Tyson pe ăla? De-aia zic. E cu duși întors. Și e o lege de genul ăsta. Dar, dacă pe curte, pe gardul curții scrie câine rău și tu intri, ți-ai asumat. De-aia se pune câine rău, ca nu cumva să intri în curte și ăla să te facă franjuri. Și atunci ești pasibil pentru că omul n-a știut. Dacă scrie pe cușcă câine rău, și acum ce să fac, o scriu câine rău? Adică și aici e ciudat. E vorba de atacul disproporționat. Și era o chestie, da, și mai o chestie. Te atacă mai mult ciudat. Și fiecare te atacă cu puterea lui. Dar tu ești leu, da? Bun. Și am văzut o dată un leu mâncat de câini. Mă, mâncat de câinii deșertului. L-au încercuit, l-au obosit, l-au apucat de picioare de la spate, i-au tăiat din tendoane și artere și a stat până s-a scurs sângele. Și tu ce faci? Tu ești leu. Eu nu dau în ei că ei sunt căței? Și ce fac? Și atunci am avut discuția asta la toate nivelurile. Și să vezi ce, buf, linie. Deci nu mai stai. Și atunci dai. Pentru că se întâmplă, bă, dacă încerci să joci tenis... Dai-o la bună și-ai terminat. Păi dai-o la bună, ori s-a liniștit, ori nu. Nu-l omori. Ok. Da. Când îi dai să... Da. Nu mai vrea să fac a doua. Păi, clar. Adică eu pe principiul meu. Și ce faci? Ai... Când fac preoții, fac când au masul de Dumnezeu. Sunt 7, 9 și vin după tine. Păi ce fac? Stai așa să te robesc, să nu te rănesc. Dar el, că unul, n-am s-o dat peste unul de ăsta. Și ce ai milă? Băi, ești prost. Dar voi când v-ați întâlnit 7 să mă faceți, ați avut vreunul milă? Ce milă să am? Ia-ți de la Dumnezeu. Eu nu. Atât timp cât te întâlnești mai mulți oameni să faci rău, nu există milă. De asta zic. Nu știu. Poate să fie karmă. Trebuie să-ți verifici. Care-i voia Dumnezeu? Că pe unii îi lovesc și mă pune să-i depar la loc. Eu sunt de-ai lui. Dar în rest, nu. Nu există milă pentru magie. Am vorbit cu Dalai Lama. La ei nu există milă pentru magie, pentru atacul psihic. Nu există. N-ai voie să-i omori. Dar ți-a abonat la spital? Ce? De asta zic, nu sunt de acord și nici nu. Eu nu fac rău. Nu. Nu. Dar dacă vin după mine, n-am mamă, n-am tată. Scurt. Decât să plângă mama, sorry, se plângă măsă. Până aici am scăpat. Deci, eu sunt conștient că am un job, mama. Dragoste, eu nu sunt de acord să fii pilot profesionist. Dar de ce? Păi poți să ai un accident. Acum mamă, știi cu ce să mă ocup eu? Zice, da. Știi că poți să mă trezesc dimineața mort? Da. Și ai impresia că dacă mor pe mașină sau dimineața mă trezesc în pat, nu-i tot dracu' ăla? Hai să ba da. Măcar spun când pleci să mă rog pentru tine. Care e important? Da? Și eu sunt pe principiu, bă, am mai scăpat o zi. Mă bucur. Lase. Și sunt. Și încă sunt. Grav. Răi. Eu n-am crezut că există atâta răutate. Și atâta răutate organizată. Răutate organizată. Spirituală. N-am crezut. Am subestimat răul din perspectiva asta. Răul organizat prin oameni e îngrozitor. Și la nivel de scară planetară, de
conduceri politice, de zone, de servicii, de tot. E îngrozitor. Și ca și cunoaștere. M-am gândit. La un moment dat am armă acasă. Dar mi-am dat seama că dacă este omoră cineva, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Credeți-mă. Deci dacă nu te-a apărut Dumnezeu, n-ai nicio șansă. De ce? Pentru că nu poți să fii tot timpul prevăzător. Pentru că ajută la din Aran. Bum! Și gata. Și atunci n-ai șansă dacă... Doar așa să tragă Dumnezeu de urechi. Dar altfel n-ai. Și asta vă zic. Dar nu te apără Dumnezeu, nu te apără nimeni. Așa că e bine să învățați? Da. Să vă protejați? Da. Să vă protejați pe alții? Da. Dar țineți minte de doar că... Adică nu în sensul că n-are rost. Are rost. Dar sunteți doar un instrument al lui Dumnezeu. Punct. Și întotdeauna e unul mai bun și mai puternic decât tine. Asta pot să vă spun. Sau mai mulți. Și te fac. Mai mulți te fac. Și pe mine mă fac mai mulți. Și pe mine mă fac mai mulți. Îmi revin că am prieteni și după aia mă duc după ei. Dar de făcut mă fac în prima fază. În prima fază mă împachetează. Și nu mor că nu-l lasă Dumnezeu. Dar altfel eram pare mult. Eu știu. Eu știu că mai vrea să stau pe pământ, de-aia supraviețuiesc. Dar altfel n-aveam nicio șansă. Bine! Deci, puneți mâna și studiați. Luați-o frumos de la început cu toate sistemele. Eu mi-am făcut toate chestiile astea. Să-mi iau din fiecare sistem metode de protecție, metode de atac. Da? Și o să vedeți ce repede învățați. Și ce faceți voi, degeaba vă spun eu, că o să rămână pe un caiet. Când o să faceți voi, o să știți. Bine, liber să vă fie de folos!